era într-o relație, eu n-aveam nicio relație. Și n-ai putut să treci peste asta? N-am putut. Adică în momentul în care am aflat că m-am mințit, în ziua aia ne-am despărțit. Nu am putut nici măcar o zi, asta a fost dramatic. A fost o durere enormă pentru mine. Enorm. Am simțit că, exact cum îți spun, că mi s-a rupt sufletul în două. Dar am știut că nu pot să trec peste acest principiu. Ăla a fost momentul în care am spus stop și mi-am dat seama că am de lucru cu mine. Dar nici măcar în momentul divorțului ți-a fost teamă cu să se spargă business-ul? Eu și Roberto avem o viață extraordinar de bună împreună din punct de vedere parteneriat în companie. Noi ne completăm perfect. Bine, asta bănuiesc că v-a afectat pe plan personal. Nu ne dădeam seama. Nu ne dădeam seama, trăiam. Pentru noi viața noastră era companie. Cum ai trecut peste orgoliu? Acolo unde există orgoliu, nu poate să existe iubire. Nu, ele nu încap împreună, nu sunt compatibile deloc. Un partener nu e un obiect. Cu cât îl iubești pe un om mai mult, cu atât el îl lași liber și el are dreptul să hotărască. Asociatul meu, Alin, m-a sunat seara și mi-a spus: tu nu înțelegi cât e de grav că vorbim de Musette la timpul trecut. Tu nu înțelegi că matematic nu avem nicio șansă. Pentru că nu puteam să plătim facturile, aveam salariile neplătite și aveam zero încasări. Nu poți să renunți, indiferent că matematica ți arată asta. Totuși viața nu e numai o matematică. Una din surorile Kardashian a purtat, la Fashion Week la New York, a purtat modelul nostru. Fără să o plătești. Fără să o plătesc. Da, eu nu am plătit niciodată niciun influencer. Deci vrei să spun că eu nu știu câți bani am? De exemplu, cum te uiți la un om? Mă uit la el fără bani. La un om cum ar fi sărac. Așa e omul real. E fără bani, nu cu bani. Cu bani nu e el cel adevărat. Opulența și aroganța niciodată n-au fost câștigătoare. În modă, creatorii adevărați nu sunt aroganți. Ești arogant, reușești puțin. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari, rămâne Purcari, din 1827. Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu. Pregătește-te pentru un episod după care s-ar putea scrie un scenariu de film despre cum să-ți salvezi viața personală după divorț și cum să-ți salvezi și afacerea de faliment. Urmează o poveste personală și profesională, antreprenorială și spirituală. Un podcast cu Cristina Bâtlan, pentru care sunt foarte recunoscător. Episodul Fain și Simplu de astăzi îți este oferit de serviciul de streaming Sky Showtime, casa divertismentului de top. Sky Showtime. Let's go. Cele mai tari blockbustere și seriale în exclusivitate. 3, 2, 1. Sky Showtime. Sunt bucuros că am reușit să văd zilele trecute un film perfect pentru vară, Ticket to Paradise, cu Julia Roberts și George Clooney. Vi-l recomand, o să vă simțiți ca în vacanță, chiar dacă mai aveți până la concediu. De altfel, o să găsiți pe platforma Sky Showtime unele dintre cele mai tari producții de divertisment ale studiourilor de top de la Hollywood pentru un abonament de doar 3,99 de euro pe lună. Mi-am propus vara asta să văd și noua dramă polițistă, serialul cu Sylvester Stallone, Tulsa King. După 25 de ani, capul mafiei din New York este eliberat din închisoare și exilat de șeful său să-și deschidă un magazin în Oklahoma. Serialul e disponibil doar pe Sky Showtime, la fel ca noul serial Star Trek, Noi lumi stranii, care a avut premiera acum 2 săptămâni. Pe Sky Showtime vezi programele despre care vorbește toată lumea, inclusiv serialele românești, Rux și Hackerville, dar găsești și un super conținut pentru copii și fără griji poți vedea conținutul pe orice device, smartphone, desktop, tabletă sau televizor smart în același timp. Iar dacă ai recomandări de blockbusters sau seriale, aștept cu drag să share-uiești cu mine lista ta de favorite de pe Sky Showtime. Acum, filmul săptămânii cu Cristina Bâtlan. Începe Fain și Simplu. Un moment cu adevărat valoros e Rarissimo. Cellini prețuiește Fain și Simplu. Astăzi, la Fain și Simplu, Cristina Bâtlan. Îți mulțumesc tare mult că ai venit, Cristina. Eu am vrut să te aștept cu o cafea, ți-am pregătit un cocktail mai încolo, dar întotdeauna un antreprenor trebuie să fie cu un pas înaintea oricui. Și mi-a pregătit ea o ceremonie a ceaiului. Bine ai venit, Cristina! Mulțumesc, mulțumesc, Mihai! La ceai, cele mai importante condiții sunt ceainicul, ceaiul, apa și, bineînțeles, cine îl infuzează. Se spune că ceaiul bun se împarte cu cei mai buni prieteni, nu se vinde. Și atunci ceaiul este ritualul perfect pentru o discuție valoroasă între prieteni. Ah, ce frumos! Simt că am început așa ca o declarație de dragoste. Îți mulțumesc mult de tot, Cristina, pentru încrederea de a servi ceaiul cu mine. Lasă-mă pe mine, te rog. Te rog. L-ai binecuvântat? Da, un fel. Da. Ți-am dorit sănătate, bucurie și stare de bine, pentru că dacă am ține cont doar de Emoto, de exemplu, omul de știință japonez care a cercetat molecula de apă, molecula de apă capătă diferite forme în funcție de vibrația, de gândirea, de tot ceea ce induce apei. Așa era apa sfințită, de exemplu, are un cristal perfect. Apa și exemplificarea a fost făcută foarte simplu. Pur și simplu iei o sticlă cu apă și gândești urât față de apă sau scrii pe ea, efectiv, pe sticlă, ură sau ceartă sau, eu știu, o înjurătură doar. O să observi că acea moleculă de apă s-a transformat. Cum faci asta? Îngheți apa și apoi cristalul de gheață îl privești la microscop și vezi care este forma cristalului. Voi vă imaginați că toate vorbele astea sunt spuse de un antreprenor care are o cifră de afaceri de 10 de milioane de euro anual? O să vorbim și despre asta, dar înainte să ne bem ceaiul, pe care l-a ținut, atenție, 15 secunde l-a infuzat, nu mai mult. Și spui că e suficient? Da, adică... o să îmi spui tu dacă ți se pare că e gustul puternic. N-am sorbit, nu? Nu. Sorbitul face parte din cultura tradițională și românească. Este chinezească și este acceptat și este o formă de mulțumire, pentru că papilele gustative sunt pe lateralul gurii și în momentul în care sorbi este... un plus de atenție pe care îl dai culturii. Tu, de fapt, vrei să observi, ești prezent și, într-adevăr, observi gustul. Deci nu-i ceva rău. Să știi că așa se gustă și cafelele, când se face degustarea cafelelor, exact așa, prin a sorbi, pentru că atunci îți umple toată gura de aromă. Ce e nefiresc la degustare este râgâitul. În China, asta e iarăși un obicei perfect, acceptat și frumos, însă noi eram îngroziți. Noi, ca europeni, când auzeam zgomotele, ne abțineam cu greu să râdem și oricât de mult la nivel, nu știu, cerebral, am înțeles că e ceva frumos, totuși starea aia pe care o creează zgomotele nu e chiar una plăcută. Dar eu sunt foarte curios cum una dintre cele mai ocupate femei din România are timp pentru a-și da timp, pentru a pierde timpul la un ceai. Faci asta zilnic? Mihai, mi se pare că ăsta e câștigul pe care l-am, nu pierd timpul. Mi se pare că așa câștig timp, pentru că, în primul rând, în poziția mea astăzi, sunt un om care este urmărit și este un model pentru ceilalți, atât ca antreprenor cât și ca femeie, pentru că sunt un om corect, spun eu, și am o etică bună și am o morală frumoasă și mă interesează foarte mult cum inspir oamenii și cine sunt. Așa e felul meu, sunt un om deschis, optimist și atunci mi se pare că acest ritual pe care mi l-am format, fie că e o rugăciune sau fie că este că citesc sau că beau ceai, o fac doar pentru mine, pentru a mă încărca cu energie, pentru a-mi seta intenția pe care o am în acea zi și pentru a merge, cum să-ți spun, curat în fața oamenilor. Adică te duci fără o intenție negativă. Nu mă duc la Musette să câștig niște bani. Nu, niciodată. N-am avut niciodată această intenție. Mă duc la Musette pentru că vreau să fac niște lucruri de care eu și echipa mea vom fi mândri, care vor schimba în bine viața oamenilor, care îi vor face pe oameni să se bucure, să se laude, să vorbească unii cu alții, pentru că Musette este un subiect de discuție. Când două femei se întâlnesc la o masă și nu se cunosc, dacă au la ele un produs Musette, Musette devine liantul între acele două persoane. Ca un ceai, ca o cafeluță. Ca un ceai, ca o cafea. Să știți că și noi avem produse de la Musette aici în raft. Cristina a zis că ni le și lasă și Practic, de astăzi studioul Fain și Simplu devine magazin oficial, reprezentanță oficială Musette și o să le aflăm povestea. Ne-a adus unele dintre cele mai dragi piese din cei 31 de ani deja de antreprenoriat. Dar mi-a plăcut ce ai zis, cred că ești primul invitat care a vorbit în 100 și peste 30 de episoade despre intenție. Pentru că toată lumea are, are impresia și are atitudinea asta. Energia omului merge acolo unde merge atenția. Întâi îți trimiți atenția și energia ta va merge acolo. Și mulți se plâng, dar ok, toată atenția mea e acolo, de ce nu iese treaba? Și am aflat și eu, ascultând un podcast săptămânile trecute, pentru că înainte de a-ți trimite atenția spre ceva sau spre cineva, spre un scop, spre a câștiga bani, habar n-am, trebuie să-ți setezi intenția. Exact. Asta e prima. Eu nu fac altceva în afară de a-mi seta intenția. Doar asta e treaba mea. Restul vine de la sine. Când intenția ta e bună, nu are cum să se întâmple altfel. Și când tu nu poți, oamenii din jurul tău te ajută. Și ei recunosc valoarea, te ajută, ei te scot din încurcătură, să spun. Dar pentru mine doar asta e important. Câteodată, de exemplu, în calitatea mea de investitor, aveam zile în care eram la emisiune și îmi dădeam seama că nu mai știu de ce sunt acolo. Ce fac acolo? Era oboseala, stresul, faptul că începeam foarte devreme dimineața, 5 dimineața, că vedeam foarte mulți oameni pe care trebuia să îi analizez corect, adică nu puteam să fiu neobiectivă cu ei, dar altfel nici nu puteam să arăt că nu sunt destul de atentă și că le judec proiectul superficial, adică e foarte grea acea poziție să fii corect. Și stăteam și mă gândeam, Doamne, dar de ce am venit? De ce am acceptat? Era bine să rămân acasă, adică am avut aceste trăiri. Și apoi mă întorceam și în dimineața următoare spuneam, de ce am venit? Păi am venit pentru că intenția mea este asta și doar asta mă ține acolo. Și intenția mea era să găsesc proiecte și antreprenori cu care eu pot să colaborez și să demonstrez într-un fel că industria viitorului este una colaborativă și nu este una în care oamenii fac singuri lucruri. Pentru că astăzi viteza ne obligă să facem astea. Nu e că vrem, că nu vrem, doar că unii nu înțeleg, ei se fac că nu înțeleg. Adică își dau seama că au probleme, că au greutăți, că nu au succes și nu înțeleg de ce. Păi de ce? Pentru că tu nu te asociezi cu oamenii care sunt mai deștepți decât tine, că nu recunoști oamenii mai deștepți decât tine și că nu vrei să-ți creezi o echipă într-adevăr puternică. Echipa puternică e să aduci lângă tine oameni care sunt mai deștepți decât tine. Nu mai slab ca tu să fii cel mai deștept, că atunci poți să rămâi singur, să le faci singur pe toate. Dar ăla e un nivel mic, foarte mic, nu treci de nivelul ăla ușor. Din păcate, cei mai mulți dintre noi suntem educați de societatea asta concurențială și cred că de fapt cultura s-a schimbat, a pivotat cumva înspre zona asta de colaborare, nu de concurență. Adică e mult mai interesant cu cel care era concurentul tău până acum ceva ani să colaborezi, măcar să nu vă călcați pe picioare. De-aia mi se pare că marii jucători din, nu știu, retail, de exemplu, nu mi se pare că ei sunt concurenți, mi se pare că se înțeleg între ei, că au ajuns să colaboreze, nu să se concureze. Exact. Până la urmă ați văzut, politicienii colaborează și acolo lupta e cea mai tare. Da, deci dacă ei până la urmă sunt un model de care nu ne place poate să ținem cont, dar ei o fac, sunt primii care o fac, pentru că altfel nu pot conduce o țară. În momentul în care nu o fac, țara suferă, ei suferă. Dar în business poate că nu te asociezi cu concurentul tău direct, dar te asociezi cu industrii colaterale care te ajută, de fapt, să ieși din cutie. Atunci când gândești în afara cutiei, începi să fii creativ, începi să aduci noutate, inovație. Oamenii devin curioși să te descopere și își doresc o experiență împreună cu tine. Pentru că orice lucru făcut, indiferent de cât de tare e acel lucru, după un timp el devine un lucru obișnuit, că ăsta e standardul de calitate. El se depreciază în timp și omul totdeauna vrea ceva și mai tare, și mai bun. Câte magazine are Musette acum? Avem 19 magazine și deschidem încă 2, deci vom avea 21. Și tu ai vrea să dea faliment celelalte magazine de pantofi sau genți din mall-uri? Eu n-aș vrea să dea faliment, pentru că, prin comparație, clienții ne iubesc și mai tare. Păi asta zic. Comparația este unealta cu care înveți cel mai ușor. Sistemul de control pe care l-ai la îndemână foarte ușor. Chiar dacă nu ești un specialist în pantofi, dacă vezi 2 modele, poți să-ți dai seama, poți să analizezi că unul e făcut mai bine, unul mai puțin bine, sau că unul e mai comod, unul nu e la fel de comod și așa mai departe. Prin comparație analizezi foarte ușor. Pentru noi asta e perfect. Și ca să-ți dau un exemplu, în Bulgaria noi avem 2 magazine și companiile producătoare din Bulgaria nu cred și nu credeau că noi suntem români. Au venit la un târg din Düsseldorf, unde noi prezentam colecția, să se asigure și să ne cunoască și să vadă că suntem români și că nu e marfă importată din Italia. Ok, au venit, domne, vrem să vă cunoaștem, puneau mâna pe noi, sunteți vii, da, români, ok. După care mi-au spus, directorul nostru a spus, la următorul mall, în mallul în care luăm acum magazin, producătorul local a întrebat unde este spațiul Musette. Și am zis că e aici, în capătul ăsta al mallului. Și atunci producătorul a zis, bine, mie dați-mi în capătul celălalt. Să fie cât mai departe. Cât mai departe. Asta înseamnă un om care e pragmatic, care înțelege și care vrea să-și ajute business-ul. Nu vrea să fie arogant, să creadă că el nu știu ce a făcut. El vrea să-și mențină business-ul într-o formă cât mai mare și se asigura că va fi comparat cât mai puțin. Foarte deștept. Eu apreciez foarte mult toate acțiunile astea inteligente, indiferent că sunt făcute de concurent. Îmi plac pentru că așa evoluăm. Faptul că un om gândește și creează această așteptare te face și pe tine să fii mai atent în acea piață, nu să fii latent și să dormi, să fii atent și să faci lucruri care să creeze plus, valoare. Pentru că, până la urmă, toate acțiunile noastre se duc înspre acest lucru. Da, e adevărat vorba asta că dacă, nu știu, 10 magazine de pantofi merg într-un mall, cu siguranță o să meargă și al meu? În principiu... Adică, cumva, vecinul mă ridică sau concurența mă ridică și pe mine. Eu am observat la podcasturi. Eu sunt fericit când apare un podcast, vorba ta. Exact. Că prin comparație nu mi-e rușine cu ceea ce fac și să apară cât mai multe, ca să se creeze o masă critică. E foarte... Așa se creează... Concurența este și pozitivă, pentru că ea te ajută să evoluezi. Asta e concurența. În plus, noi, de când am lansat, suntem numărul 1 în piață, atât ca trendsetter de modă, cât și ca etică în business, faptul că avem propriile fabrici, faptul că avem o morală în producție și în conducerea noastră, în construcția companiei, astfel încât eliminăm cât mai mulți intermediari, adică clientul nostru cumpără la prima mână produsul. Noi cumpărăm toate materiile prime și negociem foarte atent prețurile, producem in-house absolut toate modelele, avem designeri care sunt angajați Musette, fie că sunt de la marile case de modă, avem echipe foarte puternice de design și clientul cumpără la cel mai mic preț, care nu este cel mai mic preț din piață. Bineînțeles, este prețul raportat la calitatea pe care o producem, dar este un preț foarte mic în comparație cu marile case de modă care oferă o calitate similară. Voi fiind o companie care produce în România, acum să noi nu uităm că forța de muncă din România și cred că și măestria încă a românilor e peste ce scrie Made in China. Exact. Nu se compară. În primul rând, în România, forța de muncă încă este calificată. În al doilea rând, avem tradiție în construcția de pantofi, de încălțăminte și marochinărie. Tradiție de peste 100 de ani, pot să spun, o tradiție instruită. Una e să fii meșteșugar, să faci la tine în atelier o pereche de pantofi, 2, 3, 5, 30 pe an, și alta e să faci într-un standard de calitate zeci de mii, sute de mii de perechi la același standard de calitate. Acolo lucrurile se schimbă complet. Deci tot ce știai te ajută foarte puțin și în fiecare zi trebuie să faci upgrade la tot ceea ce știi. Vreau să vă spun că azi avem 550 de angajați români și 10 italieni. Adică la noi toată echipa vorbește italiană pentru că avem tehnicieni, avem modeliști, avem designeri, avem toți constructorii de tipare, sunt italieni. Și toată lumea vorbește italiană. Italienii n-au învățat încă română, chit că stau de 13 ani în România. Și tu i-ai adus pe italienii în România. Da, italianul cu care lucrăm de 13 ani, 14 ani, Lucio Benetolo, el a venit. Cred că îl știu pe Lucio. Da, e un om extraordinar și e foarte dedicat și când vin într-o companie în care angajații, proprietarii, toată lumea e trup și suflet acolo pentru companie și nu contează nimic pentru a realiza obiectivul companiei, n-ai cum să pleci. N-ai cum, indiferent că el a venit sau că venise pentru o probă de 3 luni, să ne ajute 3 luni și stă de 13 ani. Da, și plătiți bine. Îi plătim și bine, normal. Adică nu... Adică dacă aleg să stea în România și nu în Italia, bănuiesc că salariile... Salariile sunt bune. Nu cred că noi suntem compania care dăm cele mai bune salarii din piață, pentru că toate aceste salarii se reflectă, de fapt, în prețul produsului. Chiar dacă... La noi, dacă întrebi pe stradă, ei om cu om și îl întrebi, sunt pantofii Musette scumpi? Toți or să spună că da, sunt scumpi. Dar altfel, ponderea de peste 50% în prețul produsului este reprezentată fix de salarii. Deci dacă el este scump, înseamnă că și salariile sunt mari, suficient de mari, însă nu înseamnă că nu e loc de mai bine. Și adică... niciun copil n-a fost exploatat pentru producerea acestei perechi de pantofi, de exemplu. Da, nu. Am zis că avem un raft Musette, o să ne spună Cristina un pic mai încolo povestea. Știi ce eram curios? Noi am trecut și e de la sine înțeles. De ce? Pentru că n-am avut când eram mici, am dorit să avem, când am câștigat o brumă de bani, și niște Louboutin, și niște gimiciuri și... în continuare, femeilor din România le place să stea pe un toc frumos, pe o talpă roșie. Crezi că am trecut peste zona asta de nu știu dacă e snobism, de a purta marca la vedere? Vreau să-ți spun că eu, bineînțeles că analizez produsele concurenților, chiar dacă nu suntem în concurență directă, dar vreau să văd dacă la ei pantoful știe să facă altceva. Deci eu trebuie să probez și probez de fiecare dată, în fiecare sezon, de la multe case de mod. Pentru anatomia piciorului meu vreau să-ți spun că sunt doar câteva care sunt conforme cu pretențiile mele. Un creator mare care te mulțumește. Sergio Rossi, de exemplu, producea pantofii perfect. Deci perfect, mi se părea. Și ce s-a întâmplat cu el? A fost cumpărat de compania Gucci. Super. Și tehnicianul și creatorul pantofilor, familia care construia acești pantofi, nu a fost cumpărată la pachet. A devenit Gianvito Rossi. Deci a rămas. În continuare, Gianvito Rossi sunt iarăși cei mai buni pantofi, însă Gucci a preluat o structură care și-a pierdut calitatea de cel mai bun produs. Deci nu-ți vine stilul Gucci? Nu. Nu, deci nu încalță corect, deși au făcut un mare upgrade de calitate. Mare, mare, mare. Apoi, Louboutin nu se poate încălța deloc, adică îl și știu pe designer. Era prieten cu un francez cu care am lucrat noi 2 colecții, Jean-Paul Bariol, erau prieteni și el desena pantofii pe hârtie super sexy, într-adevăr, arată impecabil, estetic. Îți dorești acei pantofi, dar când îi pui în picioare... simți că ți-e creierul pus așa între două menghine. Deci ăsta e efectul când te strâng pantofii. Efectul e la creier, nu e la picioare. Exact. Și simți că nu ai nicio creativitate, nu ești inspirat, nu poți să zâmbești. Adică de ce ți-ai dori pantofii ăștia? Ca să se uite lumea la tine. Corect, prea puțin. Prea puțin. Trece, adică bănuiesc că trece asta. Nu, trece foarte repede, plus că valoarea ta Dar atâta timp cât tu crezi că ești evaluat pentru produsele pe care le porți, e complet greșit. Nici nu-ți dai seama cât de multă emoție negativă îți produci și o pui și o ții cu tine în cârcă, în spinare, în fiecare zi. Nu contează cu ce te îmbraci, contează ce ai în cap, ce ai în suflet, ce scoți pe gură, cât de mult îi ajuți pe oameni, cum ești cu ei împreună. Mi se par astea valori și nu ceea ce port, cât port și că mi-arăt toate brandurile și așa. Opulența și aroganța niciodată n-au fost câștigătoare. Nicăieri în istorie. Dacă stăm să ne uităm de la, nu știu, oricând în istorie, opulența a fost totdeauna penalizată. Mai devreme sau mai târziu. Deci are picioare foarte scurte. Hai să investim. Și dictatura, sigur. Toate astea n-au sfârșit bine. Orice formă de opulență, dictatură, tiranie și așa mai departe. Da. Și în comportament, adică aroganța în comportament. Chiar dacă ești cel mai bun om din echipa ta, dacă ești cel mai creativ, nu știu, tot nu poți să fii arogant. Dar care e cel mai arogant creator de pantofi pe care l-ai cunoscut? Nu i-am, adică mi se pare că fashion în general, această industrie este arogantă, foarte arogantă. Și am adus aceste modele tocmai pentru că mă refer la o perioadă în care noi am creat o colecție sublimă, wow, pot să spun, și pe care am prezentat-o la Paris, la Fashion Week, și agenția noastră de marketing, care nu avea legătură cu Instagram, social media, era o agenție fizică. Marketingul se făcea la nivelul de critică de modă, reviste de modă. Te duceai la un alt target de audiență în materie de marketing. Am prezentat colecția, au zis este wow, nu prea știau ei cine este Brâncuși. Inspirația mea... Asta e din colecția Brâncuși? Da. Asta e din colecția Brâncuși, doar că nu are culoarea originală pe care a avut-o în prezentare, pentru că n-a rămas nici măcar o pereche, nici una zgâriată, nici una purtată, niciun fel. S-au dat ca pâinea caldă. S-au vândut poate în 2 sezoane, pentru că totdeauna modelele de avangardă nu își găsesc clienți imediat în sezonul în care le propui, dar acest model este de fapt Mademoiselle Pogani. Ce era Mademoiselle? Cine este Brâncuși? Brâncuși a fost inițiatorul sculpturii moderne, modernismului. Și el a schimbat modul de reprezentare și a trecut de la acele picturi renascentiste cu sprâncenele perfecte, cu gene, cu totul, reprezentarea perfectă a feței, la o metaforă. Metafora era Mademoiselle Pogani, era fața femeii cu niște ochi mari, pentru că Brâncuși a pornit de la ideea că ochii sunt poarta sufletului. La fel cum a pictat pasărea măiastră, a zis că el n-a pictat, a sculptat pasărea măiastră, a zis că el nu a sculptat pasărea, ci zborul. Exact. Adică asta e metafora. Asta e metafora și atunci pentru mine, ca român, să mergi la Fashion Week, unde toate casele de modă care au experiențe de 200 de ani, de 150 de ani, niște bugete imense, cum să concurezi cu ei? Ce șansă ai tu ca român într-o țară care nu e deloc numărul 1 sau nu e la nimic numărul 1? Să fii autentic. Doamne, zic, ce să fac? Și asta pentru mine era perioada în care nu puteam vorbi cu nimeni. Pentru că eu constant și permanent, de fapt, mă gândeam la care este colecția perfectă pe care eu o pot expune la Fashion Week și care este originală, autentică, inovativă și va fi apreciată și înțeleasă de critici. Greu. Jobul cel mai greu. Mă închideam așa în fabrică, chemam toată echipa din Italia și ne închideam în fabrică și 2 săptămâni. Nu ieșeam din fabrică. Dar colecția asta a fost produsă în 10 zile înainte de show. Chiar dacă știam că show-ul se va întâmpla, știam cu 6 luni înainte că o să avem acel show. Degeaba te apuci de o colecție cu 6 luni înainte. Ea e veche peste 6 luni. Toți creatorii mari de modă care vin cu chestii wow, le fac în ultimele 2 săptămâni. Serios. Și am aflat asta de la Dior, de la Celine, de la Chloé. Chiar concurența care era în acea perioadă între Celine și Chloé îi făceau, dacă unul ieșea pe podium cu ceva diferit, deja următorul Celine își schimba colecția înainte de show cu 2 zile. Uh-huh. Atât de mare este concurența. De asta spun, moda cu totul este un domeniu extrem de concurențial, fără milă. Dar a devenit cam toxică, nu? Industria asta. E toxică și nu e toxică, pentru că până la urmă moda este cel mai important instrument de comunicare. Prin modă comunici cel mai ușor. Toate trendurile sunt impuse în masă prin modă. Până la educație, care durează, e un proces care durează, moda reușește în 3 luni, în 6 luni să fie în viața oamenilor. Păi gândește-te, copiii mei studiază la unele materii din aceleași manuale din care am studiat noi, acum 20, 30, 40 de ani. Deci, cât s-a schimbat moda în anii ăștia? Moda se schimbă în fiecare sezon, într-adevăr, e ciclică. Aducem în prezent lucruri pe care le-au făcut alții înaintea noastră și vrem să le updatăm, le aducem într-o formă modernă în prezent. Niciodată, în modă, creatorii adevărați nu sunt aroganți. Să faci creație, iarăși, nu poți să fii arogant. Ești arogant, reușești puțin. Te lași în 2-3 sezoane, ai dispărut. De asta, de multe ori, vin și creatori noi de modă la mine și cu niște piese superbe și cu un talent enorm. Și fac o colecție după care îi vezi că dispar și se cred cumva că au ajuns cineva. Nu e suficient să faci o colecție să ajungi cineva. Toți marii creatori n-au crezut nici la sfârșitul vieții că au ajuns cineva și au avut succes după succes după succes. Doar asta te ține să continui să ajungi ca un Karl Lagerfeld, de exemplu. Să-ți dorești să trăiești moda, să fie parte din tine. Tu totdeauna să vii cu lucruri de care are nevoie echipa ta, pentru că el nu făcea singur colecțiile. Și nici o casă mare de modă nu are un singur designer, au N designeri pentru fiecare produs. Iar acest pantof este reprezentarea într-un pantof a domnișoarei Pogani, pentru că acești ochi mari i-am legat de partea din spate printr-o piesă transparentă ca să le creăm spațiu. Dacă ne uităm aici și aici avem un ochi, pentru că am curbat și tocul. În plus, ce făcuse Brâncuși, folosise materiale care erau speciale. Da, făcea din bronz, masiv, sculptat din bronz. Noi am venit cu un material inovativ care a fost creat pentru colecția noastră și este o platformă care pare o platformă sport. Așa e, da. Care se aplică peste o talpă de piele. Deci și acest sistem este un sistem inovativ, n-a mai fost folosit până la noi. La fel, interiorul pantofului este tot un ochi, adică ne-am jucat cu el și l-am transformat într-un obiect. El, în colecția pentru Paris, a fost realizat dintr-o piele care imita bronzul și dacă mi-o dai să o vedem, este chiar asta. Dacă atingeți produsele din vitrină, trebuie să le și cumpărați, doamna Bâtlan. Uită-te cum zici că e de metal. Ăștia îmi plac. Mai pe clasic. Ăștia îmi plac foarte mult. Acesta era transformarea acelui toc, pentru că ne-am folosit de mai multe dintre lucrări și am văzut cât de masive erau lucrările lui și iarăși avem ochiul aici, avem metalul, totul este din metal, interiorul care nu agresează în niciun fel estetica. Ăștia sunt fain și simpli. Da, și fără cusături. Da, deci are foarte multe particularități și are multă muncă și pe lângă creativitate foarte multă tehnologie. Nu poți să faci un astfel de produs bine dacă nu ai echipament. Ăștia din ce an sunt? Ăștia sunt din 2015. 2015. Da. Oho, ce vremuri! 2015 prezentam colecția pentru 2016. Deci noi vreau să-ți spun că a fost un succes enorm. În sensul în care toate revistele de modă ne-au publicat colecția pe o pagină întreagă fără să plătim. Deci noi nu am plătit niciodată colecționii, colecționii cred că ne-au dat 2 pagini. Și au vrut să publice pentru că era o colecție într-adevăr inovativă. Noi nu vindeam nu reușeam să producem numere la fel de mari. Nu eram conectați cu marile magazine, genul Lafayette, Harvey Nichols, astfel încât aceste colecții într-adevăr să ajungă la cunoscători. Pentru că astea sunt colecții de pentru cunoscători. Dar eram mândri că noi în România, într-un magazin din Paris, lângă Muzeul Pompidou, lângă Muzeul Brâncuși, am venit cu o colecție care a fost apreciată de critici și pentru noi asta a fost suficient. Nu doream să câștigăm bani din această colecție. Dar când ai fost super mândră, nu știu, când ai văzut pantofii tăi în picioarele unei super vedete din lumea asta? De multe ori am văzut pantofi, dar pot să-ți dau așa 3 exemple care îmi vin acum în minte. Am fost invitată la Centrul Cultural în Marea Britanie cu o colecție, prima colecție Crystal & Bee, pe care o făcusem de haine. Crystal & Bee era numele mărcii pentru Musette în piața internațională. Nu aveam voie să folosim Musette pentru că era un conflict cu numele în Ungaria și am creat acest subbrand, Cristina Elena, Crystal & Bee Bâtlan. Am fost cu el la Londra, la un moment dat o doamnă extrem de stilată vine la mine și îmi spune: de câte ori nu mi se pare normal, sau cum i-a zis, mi-aș dori mai mult să vin la voi în magazin și să găsesc curele aurii. Doamne, zic, eu cred că mă confundă cu cineva, adică zic, cum adică? Își dă seama că nu mă prind și spune: la voi în mall, la etajul 1. Și atunci îmi dau seama, clar, a fost la Musette, adică nu poate să fie așa o coincidență. Doar că voi erați la Londra. Și noi eram la Londra și ea era Prințesa Sturza. Și atunci, imediat când a spus curea, am coborât ochii și am văzut că are o curea Musette și mi-am dat seama că este un client constant și că verifică colecțiile și care știa că nu avem curele metalizate în acea colecție. Deci asta a fost wow pentru mine. Mamă, e unul dintre, cred, una dintre cele mai mari personalități care, pe care le-am prins în viață, Prințesa Sturza. Un om care a iubit infinit România. Atunci mi-am dat seama că treaba mea e, fac o treabă bună, adică dacă oamenii doresc să vorbească despre asta și dacă tu reușești cu un produs atât de simplu, care este o curea, până la urmă cât poate să-ți afecteze o curea viața, să o bagi în seamă. Uite că prințesa băga în seamă fix acea curea făcută în România și deși își permitea să cumpere toate casele de modă și toate produsele de pe planetă, totuși venea în România și folosea produse românești. Adică asta e dragoste de țară. Prin fapte, nu că vorbim și doar la nivel teoretic suntem atașați de țară. Nu, la nivel practic ce facem în fiecare zi. Vreau să-ți spun că o altă poveste. Mergeam tot la Fashion Week la Paris, pentru că timp de 6-7 ani am fost la toate show-urile de modă, la toate marile case de modă. Era foarte greu să intri, dar reușeam. Într-un fel sau în altul, cerșeam invitații, rugam pe toată lumea să mă ajute să intru, să văd show-ul, pentru că eu vreau să văd cum se organizează show-urile, cum e acolo, să văd exact, să simt acea atmosferă care e wow. Și la un moment dat, după show-ul Alexander McQueen sau Givenchy, cred că Givenchy, modelul care deschisese și închisese show-ul de modă era în fața noastră la metrou. Purta o geantă Arnella matlasat. Eu eram împreună în stație cu fashion editorii de la revista Elle, care este titlul internațional, cu Domnica Mărgescu și Cristina Crăciun și le arăt geanta. Și i-au zis: wow! Nu putem să credem că e posibil așa ceva. Deci modelul Givenchy ieșise de la prezentare cu o geantă de la voi. Care era Arnella matlasat. Și ele s-au simțit foarte, foarte bine la fel. Și eu nu vă spun, eram în al 10-lea cer, pluteam, că zic, Doamne, cum e posibil să ai așa un noroc să fii cu 2 fashion editori lângă tine, cei mai importanți din țara ta, și în fața ta să-ți iasă modelul pe care l-ai admirat și l-ai aplaudat, să iasă cu un produs românesc pe umăr. A fost wow. o altă întâmplare, dar n-am făcut o poză cu acest model pentru că Instagram nu exista pe în acea perioadă și nu ne interesa. Memoria și amintirea noastră e totul. O altă întâmplare, Kardashians au purtat un model Musette, Crystal B, care era limited edition, făcut în memoria Alexander McQueen. Construisem niște sandale extraordinare cu o talpă super avangardistă, ceva în memoria Alexander McQueen, deci trebuia să fie ceva extrem de sofisticat și de avangardist. Și una din surorile Kardashian a purtat la Fashion Week la New York, a purtat modelul nostru. Nu avem nicio poză. Fără să o plătești. Fără să o plătesc. Da, eu nu am plătit niciodată niciun influencer. Da, niciodată. Nici în România, nici în străinătate. Niciodată. Dar cât ar costa? Pentru că o văd, cel puțin pe Kim Kardashian, pe surorile ei, le văd tot timpul îmbrăcate, imagini, apar în diferiți creatori la Fashion Week-uri, la gale. Cât costă să îmbraci o vedetă de rangul ăsta? Eu n-am plătit niciodată și nici nu știu să evaluez. Cred că e foarte scump să îmbraci o vedetă. Cred că ai mai multe șanse dacă reușești într-adevăr să faci ceva extrem de potrivit pentru acea persoană, să trimiți cadou, bineînțeles, produsul, și acea persoană, acel influencer sau vedetă să poarte din proprie inițiativă, fără să plătești. Adică organic. Organic. Eu nu cred că sunt companii multe în România care își permit să plătească sute de mii de euro sau de dolari ca să fie încălțată o pereche de pantofi sau o geantă. De banii ăștia deschizi un magazin într-un mall. Nu, dar de banii ăștia ai foarte multe lucruri bune de făcut, adică chiar nu merită. Ca să plătești 200.000 de euro, trebuie să-ți imaginezi cam de câte ori ar trebui să faci profit pentru acea pereche de pantofi, cam câte milioane de perechi de pantofi să produci, astfel încât să-ți amortizezi investiția. Deci, nu merge chiar așa. Că am dat-o, ok, și dacă ai dat-o, ce? Nu e. Deci, organic, mie mi se pare că e... Noi am demonstrat că se poate. Organic ceaiul ăsta. Exact. E chiar organic, adică fără pesticide. Hai să bem, să-ți pregătești și eu un cocktail, ți-am zis, Cristina. E vară, orice antreprenor merită să meargă în vacanță. Și pentru că am înțeles cum funcționează lumea asta a fashion-ului, aș vrea acum cumva să intru puțin în mintea ta și să înțeleg cum ești tu făcută, care e personalitatea ta. Aș vrea să înțeleg de ce unii oameni fac bani și alți oameni nu fac bani. Mie mi se pare că, exact cum ți-am spus, intenția e ceea ce contează. Deci, intenția trebuie să fie... Prima și apoi atenția. Și apoi atenția, și apoi acțiunea și așa mai departe. Intenția noastră e să facem ceva mai presus decât... Intenția mea e să fac ceva bun pentru oameni și cu siguranță dacă reușesc asta, oamenii mă vor răsplăti. Deci n-ai cum să pierzi. În momentul în care faci lucruri bune, nu ai cum să pierzi. Deci banii vin automat. Important e să îți faci treaba bine. Tu n-ai avut niciodată probleme cu banii? Nu. Nu știu să fi avut probleme cu bani. Adică, de exemplu, hai să-ți spun așa. Părinții mei, în primul rând, au fost membri de partid. Da? Deci, o familie atipică. Doi, sora mea avea un mare talent în a cumpăra și a vinde lucruri. Da? Pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu. Adică, ea se ducea la magazin de unde cumpăram lapte și pâine și ea se împrietenea cu șefa magazinului și oricând aveam nevoie, ea era omul responsabil de lapte și de pâine. Ea se ducea și aducea lapte și pâine. Fără să stea la coadă. Fără să stea la coadă. Wow. Toată lumea o iubea. Mamă, și am zis, mamă, ce tare e skill-ul ăsta. Să-l înveți pe ăsta să-l faci așa. Eu pot să spun că era mai îngânfată, mică, mai arogantă și nu aveam așa mare succes. Mi se părea că eu arătam întâi că sunt deșteaptă, nu că sunt... Că știu să mă pliez și că pot să mă fac plăcută. Nu erai descurcăreață. Nu eram descurcăreață. În schimb, la partea creativă eram top. Și eu ce făceam? Inventam lucruri. Eu inventam. Maică-mea a inventat prima blană jacquard din România și lucra la Adesgo. La Adesgo, eu ce-mi doream cel mai mult? Să merg la ea la fabrică. Adesgo făcea ciorapi, nu? Făcea ciorapi, dar și blană sintetică. Și mama conducea departamentul de blană sintetică. Ea avea o secție enormă cu niște mașini care erau coloși, cât o casă cu 2 etaje era o mașină. Înseamnă că era super profesionistă, dacă ne fiind membru de partid, era șefă. Exact, dar și era un foarte bun profesionist, adică toată lumea avea încredere în deciziile ei și în soluțiile pe care le dădea. Și e un om extrem de calm și bun. Și atunci îmi doream să merg cu ea și să creez lucruri acolo. Mi se părea că ăla e locul în care din nimic poți să faci chestii. Și ori că îmi făceam haine, ori că am creat colanți, de exemplu. Ei făceau niște probe de fire și din acele probe ieșeau niște articole care nu erau finale, nu erau finisate, nu ajungeau într-o fază finală pentru a fi vândute. Și eu o rugam, nu poți să cumperi asta și să mi le aduci mie, că eu vreau să le transform. Și transformam acele obiecte în alte obiecte. Deci din niște ciorapi neterminați, făceam niște colanți. Pe vremea nu existau colanți în România. Eu am văzut la balet că balerinii bărbați aveau acești colanți. Și am zis, wow, cum ar fi să poarte femeile. Deci tu făceai în anii 80 ce face Kim Kardashian acum? Da. Știi că ea face milioane din colanți. Practic. Da, am făcut colanți, dar nu numai. Îi finisam în partea de jos cu mâna, cu fir de ciorap, deci ceva foarte greu de făcut, dar aveam o răbdare, voiam să iasă perfect și prindeam fiecare fir astfel încât să nu se deșire, pentru că ciorapii se deșiră foarte, foarte ușor. Și în plus îi decoram cu perle, cu steluțe, cu nu știu ce. Deci luam din globuri niște piese și le puneam la colanți, că n-aveai materii prime, nu exista nimic atunci. Și apoi îi ambalam foarte frumos și un packaging, deci jurai că au venit din America. Eu nu știam ce e America. Cine știa ce e America în anii 80? Cât de tare ești, Cristina? Păi nu sunt tare, dar am făcut chestia asta. Vreau să vă spun că i-am vândut la liceu. I-am vândut cu 700 de lei o pereche. 700 de lei era o jumătate de salariu, cred. Da, pe asta, de asta sau un sfert. Hai, mama nu câștiga. Mama câștiga vreo 3000, cred. Da, era șefă. Dar tata mai mult, că era electronist și muncea în acord, adică nu avea salariu fix. Taică-mi câștiga foarte bine. Deci o pereche de colanți ai vândut-o 700 de lei. Un sfert din salariu, să zicem? Da. Și făceam mai mulți. Am făcut câteva perechi, nu doar una. Și vindeam, adică vreo 4-5 am reușit să fac. Îți lua o săptămână o pereche, dar aia era piața. Deci aia era piața pentru un articol atât de scump și bineînțeles că era doar în liceul meu și eram la MF3. Un liceu foarte sofisticat, exact. Da. Asta era matematică, fizică 3, deci cel mai bun liceu. Cine ajungea acolo... Da. Stăteam bine viitorul României. După care m-am mutat la Bălcescu, că devenise... Eu stăteam în centru. Ai avut colegi celebri? Celebri după aia? Păi cred că toți sunt celebri ai mei. Da. Noi toți suntem o generație foarte bună, adică care am reușit. Bine toți. Chit că sunt arhitecți, oameni de afaceri, n-aveam cum, adică învățam foarte bine și eram și la schimbarea de generație. Am înțeles ce înseamnă capitalismul trăind atunci, învățându-l. Noi l-am învățat odată cu societatea. Dar tu ai terminat liceul exact înainte de Revoluție, nu? Nu. În timpul Revoluției eram la liceu, am intrat abia în clasa 10-a. Ah, ok, deci ați fost prima generație liberă. Da. Deci în momentul în care, după un an de la Revoluție sau în anul 90, mi-am dat seama că nu mai vreau să plec din țară. Până atunci știam că vreau să plec din țară, adică toată lumea a plecat din țară. Voia să fugă. Da. Toți ne antrenam să fim produse de export. Știam 2-3 limbi străine, învățam foarte bine... Știam că trebuie să fim mai buni decât oricare 10, 15 și așa mai departe. În liceele astea și Bălcescu și MF3, concurența era enormă, adică erau 8 pe loc, 10 pe loc. Nu te duceai cu 9,80, am intrat la litera G. La clasa G. La clasa G, da, la clasa G. Deci erau 6 pagini de 10. Deci wow. Nu mi se părea că-s vreun geniu în liceul ăla. Deci folosește și școala la ceva, nu e... Cum să nu? Că se zicea după 90, școala, țara te bea prost, școala te face prost și așa mai departe. Nu există. Adică premianții rămân premianți toată viața. Da, poți să fii golan, spuneam noi. Deci, mai stăteam și noi, mai chiuleam de la o oră și jucam basket, dar și basketul ăla te dezvoltă la ceva, adică jocul de echipă are un plus în dezvoltarea ta. Și pe tine nu te-a deturnat nimic? Adică nu știu, o mare dragoste în liceu, o gașcă, m-a deturnat, așa să spun, vreun trimestru, un prof de fizică, pentru care am vrut să mă mut la uman. Am zis, nu, eu nu pot cu omul ăsta să cooperez și vreau să mă mut. Și atunci m-am mutat la uman. Eu toate lucrurile le fac în extrem și în afara cutiei. Deci dacă eu voiam să mă mut la uman, mi s-a părut normal să existe o lege pentru asta și m-am dus la minister până când am obținut aprobare să mă mut la în același liceu la profil uman. Asta am făcut eu. Cu diferență de examene. Să dau diferențe la latină, istoria culturii universale, tot ce aveam. Și am obținut asta. Înaintea mea se mai mutaseră unii, dar se mutaseră cu aprobare specială, cum că au ei o problemă, nu știu ce fel de problemă, că nu pot învăța matematică și fizică și trebuie să se mute la uman. Și m-am dus la ministru și am zis, domnul ministru, eu nu pot să spun că fac bube la fizică. Nu pot. Eu vreau să primesc aprobare și să-mi dau examenele ca să fiu acceptat acolo. Și mi-a aprobat. Dar până atunci nimeni nu înțelegea. Asta ai făcut în liceu? Da. Te-ai dus în audiență la ministrul învățământului? Da. Tare. Și eu m-am mutat, să știi, de la mate fizică la uman, în clasă. Hai să spun, ca să o impresionez pe doamna de la parter, care trebuia să mă lase să ajung la etajul 2 sau 3, unde era ministru, i-am spus că am o problemă în familie, o situație foarte gravă, că trebuie să merg să obțin o aprobare, adică mi s-a părut normal că trebuie să o impresionez. Când am ajuns la ministru, am început cu placa asta care ținuse la parter. Nu mi-am dat seama că la etajul 3 s-a schimbat omul, trebuie să schimb placa. Și am început că știți că eu am o situație și mi s-a zis stop, treci peste asta. Mamă, și atunci mi-am dat seama, wow, stai că e altceva. Și atunci am spus adevărul. Și am știut că adevărul e ăla care te salvează. În general, eu nu mint, nu-mi place, câteodată mai exagerez, dar nu-mi place să țin minte minciuni, să inventez chestii, cum unora le place că așa e felul lor. Nu, deloc. Deci asta tot în școală am învățat că n-ai voie să minți. Am mințit odată pe învățătoare și m-a ținut în picioare toată ziua. M-am lecuit de atunci. Eu acum încercam să intru în mintea antreprenorului, pentru că mie mi se pare că antreprenorii, voi, sunteți niște oameni normali, la fel ca noi, doar că voi nu aveți, în primul rând, gândirea asta limitativă despre bani și nu aveți frica eșecului. Și de-aia te-am întrebat care e background-ul tău în familie? Adică tu n-ai fost constrânsă, pentru că majoritatea oamenilor vin din familie cu ideea asta, că oamenii bogați sunt oamenii care sigur au făcut ei ceva ca să aibă bani, că banii prea mulți te strică, nu-ți aduc liniște și marea majoritate a oamenilor care nu fac bani e pentru că limita lor este acolo. Poate nici nu-și doresc, să știi că nu toți oamenii își doresc bani. Există lucruri mai importante decât banii. E adevărat. Și nu, chiar unii nu își doresc banii. Își doresc să aibă atât cât să trăiască. Cât să își ducă o viață normală. Să aibă haine, să aibă mâncare, să-și ducă o viață decentă și atât. Și consideră că alte lucruri sunt mai importante. Dezvoltarea personală până la, nu știu, iluminare, să zic. Dar astea sunt cazuri, într-adevăr, extreme. Deci tu n-ai avut... sau rare. Tu n-ai avut gândire de asta limitativă, vreau să fac, nu știu, un magazin, vreau să fac 10 magazine, vreau să câștig și eu cât să meargă bine. Vreau să spun că atunci când am pus numele Musette, m-am gândit că Musette se potrivește cu un brand din ăsta care o să apară pe toate blocurile, ca în filmele americane, în toate reclamele alea luminoase. Deci, fără să proiectez că vreau ca Musette să fie un brand puternic, nu știam ce e la brand la momentul ăla. M-am gândit că vreau să fie mare. Și atât. Asta a fost. Așa mi-am setat gândirea. După care toate acțiunile pe care le-am făcut au fost acțiuni de succes. Noi nu acționăm și gândirea pe care o avem la Musette este una constructivă și realistă, obiectivă. Adică dacă un centru de profit nu performează, noi îl închidem. Pe noi nu ne interesează că o să scrie presa, wow, dezastru național, Musette a închis 4 magazine în anul ăsta. Nu, dacă 4 magazine nu performează sau performează prea puțin sau deranjează performanța generală a companiei, noi le închidem. Fără probleme. Nu ne e rușine de acțiunile noastre. Cum ați închis magazinul de la New York, nu? Cum am închis magazinul de la New York care era franciză, magazinul de la Paris care era franciză și toate celelalte francize, pentru că nu avem un model bun de franciză, chiar dacă în fiecare zi ne este solicitată o franciză. Deci vezi, în fiecare zi. Voi, antreprenorii, sunteți ca noi, oameni normali, doar că nu aveți frica asta de eșec. Dar nu eșecul aș vrea să-l sărbătorim acum, ci victoriile. A fost anul trecut cel mai bun an al vostru? Sau abia 2023 este? Eu zic că 2020 a fost cel mai bun an, că am scăpat de pandemie. Pentru noi. Știi de ce? Că noi am fost închiși. Noi 2 luni jumate n-am muncit. Știu. Și am avut 500 de oameni acasă. Deci, asociatul meu, Alin, m-a sunat seara și mi-a spus: tu nu înțelegi cât e de grav că vorbim de Musette la timpul trecut. Și eu... deci asociatul se pregătea să închidă. Da, deci a spus: vorbim despre Musette la timpul trecut. Tu nu înțelegi că matematic nu avem nicio șansă. Pentru că nu puteam să plătim facturile, aveam scadențe, aveam bilete la ordin în curs, care intrau la scadență în cont, aveam salariile neplătite și aveam 0 încasări. Și toate molurile închise. Molurile închise și marfa blocată. Că asta era problema noastră, nu aveam nici acces la marfă, nu aveam nimic. Adică nu putea să vindeți nici măcar online, deși de ce îi vinde pantofi cu toc online? Exact. Când lumea stătea în pijamale și în training acasă. Dar nu am acceptat, adică ideea e că nu poți să renunți, indiferent că matematica ți arată asta. Totuși viața nu e numai o matematică. Mai sunt multe lucruri pe lângă matematică. Și eu ce am făcut atunci? Am cerut ajutor. De la? De la clienți, de la oameni. Eu am cerut ajutor. Am avut un speech pe YouTube. Cred că mi-aduc aminte. Primul meu speech. Da, îl știu. Nici nu știa nimeni despre mine nimic până atunci. Acolo te-ai lansat tu puternic în public speaking. Mi s-a părut că acolo ăla a fost ceva ce am înregistrat în 4 minute sau 5 minute. N-am avut nicio probă, n-am avut nicio dublă. Ăla a fost pur și din prima. Și am zis: domn, cred că o să fie bine dacă rămânem împreună. Și asta a fost forma prin care eu am simțit că trebuie să vorbesc cu clienții mei, după care am creat o celulă de criză și am preluat comenzile oamenilor care comandau să stea acasă pantofi cu toc, exact cum ai zis, și am sunat eu personal să-i întreb dacă își mențin comanda și dacă livrăm pantofi. Adică ar fi fost o pagubă și mai mare să mai trimitem pantofi și ei să se întoarcă, adică pe banii cui. Deci nu se putea face. Și câte perechi s-au comandat atunci? 40% din cifra de afaceri am făcut online. 40% din cifra de afaceri din 2020. Da. Și apoi ați păstrat marja asta online. În luna aia, nu tot anul, nu cifra de afaceri pe un an. Deci cifra lunii, 40% din cifra lunii. Adică am făcut aproape 1 milion de euro. Și ai putut să-ți plătești? Tot. Wow. Am plătit, am amânat plățile. Înainte să facem cifra, am discutat cu furnizorii și am simțit că ei ne ajută și am văzut că ei au încredere în noi și că își doresc să continuăm și ne-au amânat plățile, scadența, cu 6 luni, cu 1 an. Deci oameni extraordinar de buni. Și atunci mi-am dat seama că așa trebuie să se întâmple normal și fără o pandemie și fără o criză. Că de ce nu putem să fim totdeauna așa? Exact. Așa trebuie să fim. Ăsta e modelul perfect de funcționare. Cristina, o să te întrerup un pic. Vreau să sărbătorim victoriile tale de business, dar și cele personale din ultima vreme, evoluția ta personală, și ți-am pregătit, alături de unul dintre cei mai buni bartenderi din țară, un cocktail lejer de vară. Eu personal l-am făcut singur acasă, realizat cu brandy-ul numărul 1 în Italia, Vechia Romania, dacă ai auzit de el, are o vechime de peste 200 de ani. Uite, ăsta este, o sticlă este pentru tine și nu orice sticlă. Am folosit Vechia Romania Reserva Tre Boti, adică e un brandy ținut în 3 butoaie diferite vreme de 15 ani. Mersi. Pentru tine să sărbătorești cu echipa ta. Iar cocktailul ăsta pe care ni l-a pregătit Alin este Vechia Sour. O să-ți placă mult gustul pentru că te răcorește, e de vară. E un mix perfect pe care îl poți servi în oraș, acasă. Pui 40 de ml de Vechia Romania, 20 de ml de fresh de rămâie, dacă n-am uitat, 20 de ml de sirop de zahăr, un albuș de ou și un final touch, o coajă de lămâie. Evident, într-un pahar plin cu gheață. Mulțumesc! Sticla este pentru tine și pentru toată echipa ta, pe care înțeleg că o păstrezi de ani de zile lângă tine, ceea ce mi se pare minunat. Deci, am reușit să beau și dintr-un cocktail nevegan. Până și o băutură poate să nu fie vegan. Puteam să-l facem nevegan. Vegan? Bine, ăsta e un maestru al emoțiilor și oricând puteți încerca un mix de emoții seara pe terasă, acasă sau în oraș la finalul unei zile agitate. Deci eu nu știam că practic pe tine clienții te-au ajutat să ieși din criză. De-aia zici că a fost cel mai bun an. Vreau să spun că am vorbit cu peste 100 de oameni și când spuneam că sunt Cristina Bâtlan de la Musette, îi spune, începeam, bună ziua, de la Musette vă sun, sunt Cristina Bâtlan. Clienții începeau să... Mă emoționam și eu, se emoționau și ei, că nu se așteptau la așa ceva. Și plângeam. Într-o zi plângeam cu 40 de clienți. Deci toți plângeam și îmi dădeam seama că ei își doresc ca noi să continuăm și erau lângă noi. Și de asta comandau. Tot în acea perioadă am inventat un produs care a devenit trendsetter și pe care l-au preluat toate firmele, indiferent că făceau haine sau pantofi. Papuci de casă din blană naturală. Da. L-am făcut atunci și continuă și acum. A apărut la toate mărcile după un an. Pentru că era o materie primă, adică blană naturală de oi, românească, într-o tăbăcărie pe care nu o voia nimeni, care ajungea la gunoi. Și m-au sunat și au spus, doamna Bâtlan, avem și noi un produs, nu vreți să inventați ceva din el? Și zic, trimitem, domne, să văd ce ai. Și a zis că nimeni, toată lumea vrea blana australiană, nu vrea nimeni blana românească. Și blana era impecabilă, superbă. Și am zis, wow, este cel mai tare produs. E foarte greu să faci în timpul colecțiilor, să inventezi ceva nou, pentru că tu ai un flux de producție, organizare și așa mai departe. Însă în pandemie chiar nu aveam multe lucruri de făcut. Și am zis, hai să mă gândesc la produsul ăsta și am reușit într-un timp scurt să inventăm ceva peste colecție. Și cu care continuăm, adică a fost un succes și acesta. Eu acum înțeleg de ce mi-ai răspuns mai devreme că tu n-ai avut niciodată probleme cu banii. Adică dacă ție în pandemie nu ți-a fost frică de faliment, când ai avut toate magazinele închise și marfa blocată, păi ce poate să vină mai grav de atât? Dacă ți-e frică, e o opțiune asta. Poate să-ți fie frică. Ok, nu e că nu mi-a fost frică. Mi-a fost frică, dar frica a ocupat doar 2% probabil din starea mea totală. Nu poți să pui frica în față, că dacă pui frica în față, frica nu te lasă să evoluezi, nu te lasă să acționezi. E foarte rău să trăiești cu frică, să acționezi din frică. Nu ești deloc creativ, nu vii cu soluții bune, n-ai nicio șansă, adică echipa nu crede în tine. Dar nici măcar în momentul divorțului nu ți-a fost teamă că să se spargă business-ul? Eu și Roberto am avut Avem o viață extraordinar de bună împreună din punct de vedere parteneriat în companie. Noi ne completăm perfect ca și caractere și am făcut treabă bună, cea mai bună echipă. Și Roberto spune, dar și eu sunt de aceeași părere, că suntem o echipă imbatabilă. Pentru că ne completăm foarte bine, nu suntem avari, avem anumite calități care sunt bune și cu care oamenii rezonează foarte ușor. Pentru că atunci când vrei să ai succes, trebuie să aduni lângă tine oameni. Nu există că ai tu succes singur. Că că tu te duci, te lauzi la tine în baie, te uiți în oglindă și spui, wow, cât succes am. Nu. Dar ce înseamnă să nu fii avar? Adică să nu iei tot profitul la finalul anului acasă? Să nu iei tot profitul, una, dar nu doar asta, să nu muncești doar pentru profit. Trebuie să faci lucruri valoroase, care sunt bune și pentru ceilalți, pentru că fiecare acțiune a ta îi afectează pe ceilalți. Dacă tu ții cont de oamenii de lângă tine și nu ți-e indiferent cum faci, ajungi să câștigi, ajungi să-ți păstrezi echipa lângă tine, ajungi să-ți dezvolți o echipă și să fii modelul lor, că doar de asta ai nevoie. Tu trebuie să demonstrezi că ești un model în care oamenii au încredere. Și oamenii au încredere în cine? În cel mai puternic. În pandemie, de ce Musette? Oamenii au mizat pe Musette. Pentru că era cel mai puternic. Pe cine să mizeze? Pe cineva care azi face 5 perechi, mâine face 2, poi mâine așa? Sau pe o companie care de 30 de ani e în piața asta și a demonstrat că face în fiecare zi același lucru? Asta e important. Și o să facă probabil și în următorii 30. Și că o să facă și în continuare, sigur. Așa, și revenind la faptul că tu spui că ai avut împreună cu fostul tău soț și în continuare partenerul tău de business, ați avut aceleași principii. Și asta v-a păstrat partenerii în business. Asta ne-a păstrat partenerii în business. Noi, construind de la zero compania, imaginați-vă că și acasă discutam tot despre problemele companiei. Noi peste tot eram în companie. Pentru noi nu era nicio diferență că suntem acasă sau la firmă. Bine, asta bănuiesc că v-a afectat pe plan personal. Nu ne dădeam seama. Nu ne dădeam seama, trăiam, pentru noi viața noastră era compania. Și asta foarte mulți ani am pus-o pe primul loc. Adică până să apară Adi, compania a fost totul pentru noi. Nu exista concediu sau ceva care să suplinească acel vibe pe care ți-l dă succesul și pe care ți-l dă echipa. Faptul că tu reușești împreună cu echipa ta să faci mai bine. Și pentru noi asta a fost tot, hrana perfectă. Și am început de la 18 ani, am lansat firma la 19 ani și am făcut totul așa cum ne-am dorit noi, fără să avem o rețetă. Adică noi am inventat lucrurile care sunt astăzi la Musette. Noi nu aveam o rețetă, nu știam, părinții noștri nu avuseseră companie privată, noi nu știam ce e aia companie privată, nu știam ce e TVA-ul, adică primele facturi... Păi nici nu exista TVA când ați... A fost inventat atunci, după o lună, cred că, de la prima noastră factură, sau chiar la prima factură, pentru că noi eram neplătitori de TVA, am facturat și apoi ne-am dat seama că statul câștigă de 2 ori TVA-ul, ceea ce nu este corect. Și ne-am dus la clienți înapoi și am spus, domnilor, am greșit facturile, le schimbăm, pentru că noi trebuie să vă înscriem la rubrica TVA, TVA-ul pe care noi l-am plătit deja. Da. Furnizorului nostru. Ne-am întors cu facturile corectate, noi foarte veseli, că mamă ce tari suntem, cum ne-am dat noi seama de această greșeală în sistemul fiscal, și contabilul nostru a zis, de ce ați făcut asta? Bineînțeles că statul încasează de 2 ori. Poftim? Cum adică e posibil să se întâmple asta? Și ne-am dus din nou și am refăcut facturile, da? Deci ne-am dat seama că nu putem fi neplătitori de TVA și imediat în luna aia am făcut cerere să devenim plătitori. Deci le-am învățat pe toate, de la zero, da? Nu știam ce e TVA, operam în toate posturile din companie și eu și Roberto știm toate posturile din companie. În afară că de contabilitate pe care nu am făcut-o zi de zi, dar foarte multe din secțiunile astea din contabilitate le făceam noi. Dar ați avut un moment în care, sau ai avut un moment în care, nu știu, organic, pentru că la tine e mult pe organic, ai simțit să te desparți în business? Niciodată. Niciodată? Nu. Ai cum? Nici măcar când erai furioasă pe el? Nu. Niciodată. Poți să fii furios pe o... Noi niciodată nu ne-am certat pe probleme personale altele decât, și nu o facem nici acum, altele decât cele de companie. Adică acolo unde avem un debate de alt punct de vedere. Facem un debate pe un punct de vedere. Fiecare își apără propriul punct de vedere până când ajungem la un consens. Adică conducem firma și votăm în unanimitate. Adică luăm hotărâri după unanimitate. Noi nu luăm hotărâri dacă suntem într-un conflict. Și asta a fost foarte sănătos pentru companie. Totdeauna am pus compania înaintea intereselor personale, pentru că atunci când ai o companie cu 500 de oameni, cum e azi, clar tu nu prea contezi. Ești o singură persoană. Cum ai putea să contezi în toată ecuația? Adică tu, dacă ai ego prea mare, tu ți afectezi de fapt întreaga echipă și toată lumea suferă. Ideea e că oamenii își dau seama, deci antreprenorii care cred că oamenii lor nu înțeleg, se înșeală foarte tare. Oamenii înțeleg absolut totul. Și cu cât ești mai transparent, cu atât conviețuiești mai bine cu oamenii tăi. Unii cred că cu atât ești mai slab, pentru că oamenii te cunosc foarte bine și știu cum să te manipuleze, să zic. Dar nu e așa. Oamenii sunt buni. Oamenii în general sunt buni. Numai tu gândești că oamenii sunt răi și tu devii rău, de fapt. Apropo de intenția cu care pleci de acasă. Corect. De-aia eu nu... Multă lume îmi spune, vai, Cristina, dar ești prea deschisă. Dar de ce ești așa de apropiată de oameni? Dar tu, care ești o persoană atât de importantă, cum stai să vorbești cu toți oamenii care vin la tine, te pozezi cu 10 oameni la un eveniment, cu 20, cu oricâți vin? Am zis, da, așa e felul meu, eu asta simt și asta fac. Pe mine nu mă interesează care sunt părerile tale sau care ar fi standardul de etică. Eu nu sunt un om pentru că mi-am construit felul meu de a fi după un standard sau după o etică sau după chestii impuse. Nu mă interesează, efectiv. Eu le schimb, eu creez standardul, nu trebuie să urmăresc un standard. Eu sunt un standard. Și când îți dai seama că oamenii sunt și răi? Știi cum spun? Nu mă afectează. Adică sunt oameni răi. E problema lor, bineînțeles. Orice situație poate fi privită din multe perspective. Vrei să o privești rău? Ești liber să faci asta. Vrei să o privești moderat? Poți și asta. Vrei să o privești optimist? Ești invitatul meu. Adică n-ai cum... Oamenii de asta sunt diferiți și unici. Pentru că fiecare are propria interpretare. Dar nu înseamnă că nu au dreptate. Toți au dreptate. Și asta e frumusețea. Să ajungi aici să înțelegi, băi, toți au dreptate. Analizează și ea corectează sau îmbunătățește și aspectul ăla care poate ți-a scăpat și de ce ai creat acelui om emoție negativă ca el să se raporteze negativ la acel subiect. Ce a făcut asta? Și tu gândești, păi uite, păi eu n-am făcut asta, sau eu pot să îmbunătățesc asta. Gândește-te că noi cu clientul final avem N probleme și discuții cu clienții finali, da? Subiective, obiective, de toate felurile. Și acolo trebuie să fii obiectiv și să judeci corect. Chiar dacă îți convine, chiar dacă nu îți convine, chiar dacă uneori ne simțim abuzați de clienți și avem cumva tentația să spunem, băi, dar de ce noi suntem prea bune, adică ne lăsăm abuzați de anumite chestii. Și am zis, băi, dacă oamenii au nevoie, lăsați-vă, frate, abuzați, că nu e nicio problemă. Hai să rezolvăm. Omul va învăța prin bunătate, îl faci să înțeleagă. Pentru că el nu e singur. Până la urmă o să vorbească cu altcineva și o să spună, uite, eu am făcut asta și m-am dus și am cerut asta și am primit. Ce crezi? Omul ăla a fost prost că mi-a dat sau a fost bun că mi-a dat? Astfel o să înțeleagă că a fost bun. Adică o să găsească pe cineva lângă el care o să-i spună, nu, dom'le, a fost bun, nu e că nu-și dă seama. Că un om nu ajunge la un nivel așa de înalt că e prost și că nu-și dă seama. Nu, ajunge la un nivel înalt că el înțelege, că acceptă și că face cu intenție lucrurile. Nu e că nu-și dă seama. Bineînțeles că ne dăm seama. Da, crezi că vorbeai că pentru tine viața asta profesională însemna totul și că discuțiile se prelungeau și acasă. Crezi că asta a contribuit la despărțirea voastră? Noi am fost împreună 26 de ani. 26 de ani nu e o zi. Sunt mulți ani și ne-am cunoscut înainte de 18 ani, cu 2 luni înainte de a împlini 18 ani. Deci eram unul și aceeași persoană. Am crescut împreună, ne-am format împreună, am făcut business împreună, ne-am setat anumite reguli. Pentru că, din nou, nici aici nu aveam un model. Nu știam ce înseamnă o familie perfectă. Părinții lui Roberto erau despărțiți. Părinții mei nu erau despărțiți. Părinții mei conviețuiau de N ani împreună, dar se mai ciondăneau câteodată. Părinții lui Roberto nu conviețuiau împreună, dar se înciondăneau în fiecare zi, la fiecare întâlnire. Deci nu știam, domne, care-i modelul perfect, da? Deci nu aveam un model nici aici. Și atunci am zis, ok, totul e, o să descoperim singuri, o să facem singuri. Și nouă ni s-a părut că avem nevoie în relația noastră de niște reguli. Și regulile erau așa. Dacă ne certăm și unul din noi pleacă de acasă, ne-am despărțit. Ok, o regulă pe care și-o pun doi puști. Frate, dar ne-am ținut de ea. Ne-am ținut de ea toată viața. Nu exista că ne certam și unul din noi își permitea să plece de acasă. Știam că ăla e final. Să plece de acasă, să doarmă în altă parte. Am zis, oricât de grav ar fi problema, hai să o setăm, să o rezolvăm până la final. Da? Deci asta era o regulă. După care, următoarea regulă era nici unul dintre noi nu minte. Asta era o regulă pe care trebuia să o menținem, pentru că mai ales când ai un business la început, când tu construiești totul, nu poți să ai lângă tine un om în care n-ai încredere. Asta este un principiu fără de care nu poți să evoluezi. E prima și o condiție sine qua non, dar nu poți fără ea. Și atunci am zis, dacă astea două lucruri le menținem, putem să construim orice. Ce s-a întâmplat în timp? Unul dintre noi a încălcat una dintre reguli. Simplu. Nu ne supărăm, pentru că e dreptul tău să încalci. Nu e ceva, adică un partener nu e un obiect, nu e o proprietate, nu e ceva ce tu ai și ai dreptul să menții și să ai toată viața. Nu există așa ceva. Cu cât îl iubești pe un om mai mult, cu atât el îl lași liber și el are dreptul să hotărască. Ceea ce tu ai făcut. Ceea ce eu am făcut și el a făcut. Nu ne-a fost ușor, bineînțeles, nici mie, nici lui. El era într-o relație, eu n-aveam nicio relație. Pentru mine a fost ce? Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două. Dar a fost o secundă chestia asta. Un minut. Am știut că și de aici o să pot să fac ceva, adică nu e că s-a terminat lumea. A fost o durere enormă pentru mine. Enorm. Am simțit că, exact cum îți spun, că mi s-a rupt sufletul în două. Dar am știut că nu pot să trec peste acest principiu. Și n-am putut. Adică aveai opțiunea de a-l ierta? Da, puteam. Sigur că puteam. Aș fi putut și... Și rămâne o familie, un cuplu? Corect. Sau să ne despărțim și să punem în aplicare regulile pe care noi le-am stabilit și pe care le-am menținut 26 de ani. Asta și n-ai putut să treci peste asta? N-am putut. Adică în momentul în care am aflat că m-am mințit, în ziua aia ne-am despărțit. Nu am putut nici măcar o zi, asta a fost dramatic. Da, pe foarte, de altă parte. Dar până la urmă era toată moralitatea și toată construcția pe care mă ținea ca om. Nu puteam să trec peste asta. Dacă aș fi trecut peste asta, cu siguranță s-ar fi întâmplat multe alte lucruri după de care n-aș fi fost mândră. Și n-aș mai fi putut să vorbesc cu dezinvoltura asta cu care vorbesc acum și fără să am atașament emoțional. Adică ce am pierdut? Ce am pierdut de fapt? Am pierdut momentele alea în care stăteam împreună acasă, în care ne bucuram de Adi care era cu noi împreună, de toate activitățile astea simple și mici pe care le fac oamenii când sunt într-o familie. Pentru că alea sunt valoroase. Dar niște oameni puternici care sunt amândoi implicați într-o companie și care conduc o companie atât de puternică, cum e Musette, că e o companie puternică prin modelul de companie care e, nu prin cifra de afaceri, prin faptul că noi suntem revoluționari în ceea ce facem. Lucrurile astea mici nici nu contează. Foarte ușor treci peste ele. Dar ele sunt cele care se așează lângă pietrele alea mari, care sunt prioritățile și care, de fapt, creează stabilitatea. Asta era riscul când eu n-am acceptat. Să pierd exact stabilitatea priorităților și lucrurilor importante care erau în viața noastră. Adi, business-ul, sănătatea. Astea erau lucrurile pe care puteam să le pierd când eu am luat această hotărâre. Dar din nou mi-am setat intenția, m-am dus către intenția mea și am zis, care e intenția mea? Să rămânem bine unii cu alții, să-l las pe om, să nu-l oblig să mă mintă. Pentru că eu nu puteam să trăiesc în minciună. Și atunci am zis, îi dau libertatea să nu mintă. Îl las liber să nu mintă niciodată, să hotărască care e viața lui și eu pe mine să nu mă afecteze asta. Și am reușit, adică am o formulă proprie, am reușit și suntem foarte bine unul cu altul și chiar Roberto nu mai minte, adică e eliberat de faptul că el nu e obligat să mintă. Și de multe ori îmi spune, păi nu vreau să mai mint niciodată în viața mea, adică ca unui bun prieten. Noi suntem cei mai buni prieteni și mi se pare asta mult mai valoros. Dar cum ai trecut peste orgoliu? Pentru că din trădarea asta, din ruperea pactului, ok, simți că ți se rupe inima în două, pământul se crapă și iese lava aia orgoliului. Cum ai reușit să îți ții orgoliul sub pământ, sub placa tectonică? Orgoliul, atunci când ești creativ, știi să jonglezi cu acest orgoliu. Pentru că fiecare colecție, de fapt, îți inflamează orgoliul, dar fiecare critică îți scade orgoliul. Și atunci ești învățat totdeauna să stai în balansul ăsta. Sus orgoliu, jos orgoliu. În momentul în care mi-am dat seama că nu accept, am stat și am analizat cât este orgoliu și cât este realitate. De ce vreau să schimb? Ce mai este în mine? Ce e în mine? Ce lucru e în mine care îmi permite să iau hotărârea asta? Eram un om independent. Roberto e un om extrem de corect. Și știam că, indiferent de hotărârea pe care o iau, Roberto va fi corect. Adică eu am avut în față un om cu care puteam să am o înțelegere corectă. Asta e cel mai important. Dacă ai în față un om cu care nu poți avea o înțelegere corectă, atunci toate lucrurile se schimbă și trebuie să negocieze altceva. Noi am negociat într-un fel, tacit, în momentul în care am hotărât asta, libertatea lui și faptul că el îmi creează mie spațiu să hotărăsc și să fac tot ceea ce vreau eu. Adică să spun, vreau să rămân în companie sau nu. Vreau să mă ocup de alt departament din companie sau nu. Vreau să nu mai muncesc niciodată. Adică... Nu vreau să te mai văd câte zile o ai avea, știi, da, pe principiul ăsta. Nu, nici n-a fost nicio secundă chestia asta între noi. Pentru că orgolul ăsta de obicei când crește, duce spre răzbunare și vrei cumva dezintegrarea omului care te-a trădat. Mie mi se pare o prostie și niciodată n-am înțeles cum doi oameni care au declarat că se iubesc, stau împreună de 26 de ani, au împărțit aceeași casă, aceeași lingură, aceeași farfurie, deodată nu se mai iubesc și se urăsc. Nu, chiar nu pot să înțeleg cum e posibil. Știi ce cred? Că niciodată nu s-au iubit, de fapt. Când se ajunge la asta, cred că niciodată nu s-au iubit, pentru că acolo unde există orgoliu, nu poate să existe iubire. Nu, ele nu încap împreună, nu sunt compatibile deloc. Unul înlocuiește pe celălalt. Ai orgoliu, n-ai iubire. Doar tu contezi, e ego-ul tău. Ca și creativ, ești foarte des pus în această situație de a crede că tu ești cel mai important. Deci, ți se antrenează acest orgoliu foarte, foarte tare. Fără tine n-are cu ce să se încalțe lumea mâine. Nu, că tu ești cel mai tare la nivel de creație, că ce faci tu nu știe nimeni să facă, că munca ta trebuie să fie admirată, recunoscută de ceilalți. Deci foarte, foarte grav. Ajungi în niște posturi în care aroganța devine ceva așa, infinit. E foarte, foarte periculos. Pe lângă serviciile performante de conectivitate fixă și mobilă, pe lângă tehnologia prietenoasă din cea mai inovatoare rețea, Vodafone EasyTech înseamnă și servicii suplimentare menite să facă viața clienților mai ușoară, cum ar fi serviciul Buyback. Cu Vodafone EasyTech, orice telefon e ușor de returnat în toate magazinele. Oricât de vechi ar fi, primești pentru el 10 euro ca să-ți iei un smartphone nou sau un gadget la abonament. Da, la Vodafone poți folosi reducerea de buyback și pentru achiziția de gadgeturi la abonament, nu doar pentru telefoane. Iar dacă vii cu un telefon mai recent, poți primi reducere de până la 700 de euro pentru a-ți lua un model nou. Astfel protejezi mediul, încurajezi economia circulară, eliberezi casa de vechile telefoane și ai acces mai ușor la cele mai noi modele de telefoane și gadgeturi. Ușor de plătit, în rate, fără dobândă. Un alt serviciu util și ușor de folosit este One Number, care ține conectate mai multe device-uri pe un singur număr de telefon. Poți ieși la alergat fără telefon, doar cu ceasul la mână. Rămâi mereu conectat, primești mesaje și apeluri, ceasul înlocuind cu succes telefonul tău. Dacă ești pasionat de sport, poți găsi la EasyTech smartwatch-uri performante și poți urmări antrenamentele pe o tabletă 5G. O altă super afacere. Doar cu Vodafone EasyTech ai asigurare de ecran inclusă 3 luni de zile. Apoi costul va fi de numai 2 euro pe lună. Ecranul telefonului este cea mai scumpă componentă predispusă la un șoc mecanic. Dacă îți place relaxarea, alege asigurarea. Vino la întâlnirea cu tehnologia și cu tech experții din magazinele Vodafone și vezi cum EasyTech chiar face viața mai ușoară. Dar a fost momentul când ai avut nevoie de o pauză și să mergi în India? Ăla a fost momentul în care am spus stop și mi-am dat seama că am de lucru cu mine, că trebuie să înțeleg și să înțeleg această hotărâre pe care am luat-o, să o înțeleg și să mă împrietenesc cu ea. Pentru că erau doar niște cuvinte. În momentul în care am hotărât asta, nu aveam în spate o logică, o analiză clară. Nu aveam nimic în spate. A fost pur și simplu un enunț. Și mi s-a părut că acest enunț este creația mea. Eu am avut nevoie de timp să înțeleg dacă într-adevăr este creația mea sau este chiar orgoliu. Pentru că poți să ai un orgoliu atât de tare încât să zici, wow, eu sunt așa de tare că nu meriți, tu nu mă meriți, adică poți să o iei și în direcția asta. Și atunci am avut într-adevăr nevoie de pauză și ei mi-au oferit această pauză și am fost în India, chiar nu m-am ocupat aproape deloc. Ei însemnând... Și Alin și Roberto, pentru că asociații și fratele lui, da, asociații mei. Și mi-a făcut foarte bine toată această călătorie și călătoria înspre mine, de fapt, că asta a fost călătoria mea. India mi-a făcut foarte bine cultura budistă și tot ceea ce am învățat din această cultură care te aduce în prezent și practica budistă, practica spirituală, pentru că nu contează că e budistă, că e hindusă, că e ortodoxă, contează că e un moment în care tu trebuie să faci o practică. Că așa s-a nimerit să fie asta, dar nu înseamnă că tu te îndepărtezi de credința ta, tu nu te îndepărtezi, tu prin oricare practică te apropii de Dumnezeu. Și de fapt asta e tot, că omul este nimic în fața lui Dumnezeu și că totdeauna tot ceea ce ni se întâmplă sunt chiar și aceste procese care ne apropie sau ne îndepărtează de Dumnezeu. Și ori de câte ori facem ceva putem să analizăm dacă acea acțiune pe care am făcut-o este bună, dacă e bună e dinspre Dumnezeu, dar dacă e rea e dinspre Scaraoschi, adică e dinspre diavol. Și totdeauna suntem în acest joc. Cât facem așa, cât facem așa. Nu spun că nu greșim, toți greșim. Nu spun că nu suntem tentați în fiecare moment să facem ceva rău, dar dacă conștientizăm și ne dăm seama că acea acțiune, acea faptă ne-a fost... De fapt, tu ai făcut ceva ce nu e plăcut, cum ar veni Domnului, ești de jumătate, ești salvat. Că înțelegi care este valoarea acțiunilor tale. Oamenii nu-și pun problema. Cum e acțiunea mea astăzi? Îl împinge pe unul în tramvai, nu-și dă seama. Că asta nu e o acțiune, nici nu-și dă seama. Sau îl calcă pe picior, sau nu știu, de radiotare, sau nu știu, N chestii prin care oamenii nu-și dau seama că de fapt își fac rău unii altora. Pentru că ușor. Nu trăim cu intenție. Corect. Și ai stat 30 de zile fără telefon, fără să știe cineva de tine? Am stat 11 zile, atât este sesiunea de practică, după care am mai stat 2 săptămâni, pentru că n-am vrut să mă întorc în oraș și în România după această practică care e extrem de intensă la Vipassana. Am vrut să rămân acolo și să... aprofundez și mai mult, să înțeleg și că am primit această practică și că o iau cu mine acasă. și am stat 2 săptămâni și 11 zile în complete silence, adică în liniște completă, fără niciun fel de practică, fără citit, telefon, rugăciuni sau orice altă practică, nici măcar exerciții fizice. Și de câte ori în astea 11 zile de tăcere completă ți-a venit să urli? Nu? Nu mi-a venit să urlu pentru că eu am un caracter foarte puternic. Eu știu că dacă îmi pun ceva în cap să fac, pentru mine nu mai există obstacol. Eu știu că mintea noastră e atât de puternică și e atât de puternică încât face ce vrea cu noi odată, dar e la fel, e tot atât de puternică încât și noi putem să o strunim. Adică e tot timpul o luptă. Ceea ce înveți la Vipassana e fix asta. Cum îți strunești mintea? Cum tu renunți la gândurile care te presează în fiecare moment? Oare de ce sunt eu aici? Că nu sunt pregătit? Că poate aveam altceva de făcut? Că asta e o practică prea grea? Că eram altceva important de făcut în locul practicii? Că nu cred în această practică? Deci toate gândurile astea sunt în capul tău. Și nu te-ai gândit, o fi plătită ea salariile la timp? M-or fi dat afară din companie? Nu-mi păsa. Nu-mi păsa? Nu. Nu-mi păsa și nu-mi păsa poate pentru că niciodată n-am trăit cu teama că partenerii mei mă înșeală. Și atunci dacă n-am avut niciodată teama asta, cum să mă gândesc că mă dau afară? Nici în dragoste, nici în afaceri. Nu. Deci eu nu am știut, nu am simțit niciodată că mă înșeală. Niciodată. Păi și asta intuiția feminină? Nu există intuiție feminină. Crede-mă, nu există. Asta e o poveste. Deci dacă omul de lângă tine știe cum să se poarte, nu există intuiție feminină. Există fapte ale partenerului tău din care tu îți dai seama de anumite lucruri. Intuiție feminină nu există, după părerea mea. E vrăjeală. Intuiția nu e intuiție, este o analiză a faptelor partenerului. Asta e unul. 2, într-adevăr, nu mi-am dat seama că se întâmplă asta. Sigur, am și eu o vină. Cum e posibil să nu-ți dai seama? Adică mie, la un moment dat, o prietenă mi-a spus, l-am văzut pe Roberto cu cineva în mașină. Eu m-am dus la Roberto și i-am spus, te-a văzut cu tare cu cineva în mașină. Și el mi-a zis, era doamna avocat. Și am zis, ok. Deci, nu mi-am imaginat. Pentru că atenția ta nu era acolo. Da, pentru că niciodată, având aceste principii, nu m-am gândit că vreodată unul dintre noi poate să le încalce. Hai să ne întoarcem la Vipassana, la zilele alea petrecute acolo. De 2 lucruri sunt curios. 1. Ce ți s-a părut cel mai greu? Dacă a stat tăcută 11 zile, nu n-a fost greu pentru tine. Și a doua curiozitate, dacă în timpul petrecut acolo și în extra timpul ăla de 20 de zile sau cât ai mai stat, ți-a trecut prin cap să te întorci acasă și să-ți schimbi viața cu totul. Cel mai greu în momentul în care am ajuns la Vipassana mi s-a părut ceva foarte tehnic. Deci în primul rând eu analizez faptul că am construit compania și sunt în companie de atâta timp. Am o minte super analitică și analizez totul tehnic. Deci eu, în primul rând, tot ce era tehnic, program. Eu când am văzut că trebuie să mă scol la 4:30 dimineața, am zis, asta nu cred că o să reușesc. Și mi s-a părut cel mai dificil lucru, pentru că de altele n-aveam cunoștință, deci nu știam ce o să fie. Ok, a început prima zi, bineînțeles că n-a fost o problemă să mă trezesc, pentru că bătea un gong care scula și morții, deci nu exista că nu te trezești. La 4:30, nu? 4:30 dimineața, în jumătate de oră începea sesiunea de meditație. În meditație trebuia să stai într-o poziție nemișcat, timp de o oră, după care primeai o pauză de 5 minute și urma o altă sesiune de 2 ore jumate. Aia era cea mai grea. Era imposibilă. Cum să nu te miști 2 ore și jumătate? Cum să stai în lotus, turcește, o oră? Nu stătusem până atunci nici 10 minute. Mă durea spatele, mă dureau toate oasele. Și spuneam, Doamne, eu nu o să pot să stau. Însă acolo, cei care se ocupă și organizează Vipassana, ei știu de toate aceste probleme, că noi nu suntem obișnuiți, nu putem sta bla bla. Și atunci, au un sistem, au perne, Sala e încălzită, îți spun cum să te așezi, au un sistem, îți dau un scăunel în caz că nu poți să stai. Deci pentru ei nu e important atât de mult să stai turcește, să stai cu picioarele încrucișate, e important să practici, să meditezi, adică să renunți la gânduri, să te concentrezi doar la respirația ta. Ce ai tu cu tine, independent de orice din jurul tău, e respirație. Și asta e tehnica, e doar bazată pe respirație. Și tu conștientizezi, îți conștientizezi respirația. Îți dai seama că ai gânduri foarte multe și în momentul în care te trezești din gândit cum ar veni, îți dai seama că gândul tău era deja în România, exact cum ai spus, la salarii, la nu știu ce s-a întâmplat și revii cu gândul în prezent și iarăși ești atent la meditație, la respirație. Faptul că ce se întâmplă? Creierul nostru nu poate să facă două lucruri în același timp. Le face consecutiv. Și atunci tu, dacă ești concentrat la respirație, nu poți să te mai gândești și la fabrică. Trebuie să fii diligent, spun ei, să insiști și să te concentrezi doar la respirație. După vreo 3 zile, ajungi să ai 3000 de gânduri, în loc de 100.000 de gânduri. Deci oamenii au sute de mii de gânduri. Deci faxul, aia, telefonul, de ce, lumina, cum e lumina, cum e omul din față, de ce sunt aici, cum e șezutul, mă doare capul, mă doare coloana, mi-au amorțit picioarele, astea toate-s gânduri. Dar știi că marea noastră problemă nu că avem prea multe gânduri, marea noastră problemă este că 90% dintre gândurile pe care le avem astăzi sunt exact gândurile pe care le-am avut ieri. Nu, și gândurile alea repetate devin credințe și credințele alea devin obiceiuri și ăștia suntem, gândurile noastre. E corect, doar că noi ne atașăm foarte mult de aceste gânduri. Evident. Asta e problema. Noi nu le tratăm obiectiv. În momentul în care ai o durere, tu ai o durere obiectivă în acel moment, dar dacă tu insiști să crezi că ai o durere, vei avea acea durere permanent și tu, chiar dacă n-ai durerea, crezi că o ai. Pentru că creierul nostru e atât de puternic încât ne controlează, face tot ceea ce vrem cu noi. Mhm. Tot ceea ce vrea cu noi, adică ne controlează. Asta era tehnica, să nu mai fi controlat de creier. Și cum am făcut asta înainte, mi-am dat seama că funcționează, că e științific. Sistemul ăsta nu e un sistem empiric, deci e ceva științific. Am alergat pe bandă. Eram obișnuită să merg la sală și să alerg pe bandă într-un program de 24 de minute, suișuri, coborâșuri, impus, un program impus. Și mi se părea că toată lumea face același program ca și mine, da? O gândire praf. O japoneză era în fața mea, se urcă pe bandă. Asta în Vipassana acolo? Nu, în București. În București, la noi. Da, și aleargă. Și eu zic că e 24 de minute. Și stau lângă ea să termine programul. O oră jumate, 2 ore. Nu respira japoneza. Doamne, zic, cum e posibil 2 ore și eu am... Și zic, cât de greșită e gândirea, cât de mic e omul să gândească după el. Imediat, mea culpa la mine funcționează perfect și sunt tai în carne vie. Ok, mi-am dat seama că am greșit complet și din momentul ăla n-am mai făcut niciodată asta. Deci a fost lecție pe viață și am zis ok, o aștept să văd. Eram curioasă să văd. 2 ore jumate a alergat, nu respira. Mă urc pe mașină. 24 de minute, n-am mai pus niciun soft, niciun program și am zis ok, hai să vedem cât pot să alerg. Și alergam și nu mai puteam. După 30 de minute, ce spunea creierul meu? Nu mai poți. Ai depășit cu 6 minute. Exact, ai depășit cu 6 minute, enorm, renunță, nu știu ce. Și eu ce spun în timpul ăla? Creierul, picioarele nu gândesc, doar creierul alergă. Ok, hai să alergi. Alerg. Și mi-am dat seama că pot să alerg și dacă îți setezi asta, și cred că asta se întâmplă și la alergătorii de maraton și așa, își dau seama că nu picioarele gândesc, că mușchii funcționează atâta timp cât creierul îi alimentează și tu alergi, discuția și lupta ta e doar cu creierul, cu mintea ta. Mintea, nu creierul. Și cât ai alergat? Și am alergat 1 oră jumate, fără să respir. Nu alergasem în viața mea. Româncă fiind, nu japoneză. Exact, deci nu, doar că am avut un exemplu bun în fața mea și am înțeles cum funcționează treaba asta. Tu credeai că maxim cât poți alerga e 24 de minute exact. În viața asta. Dar la 24 de minute, când ajungeam la minutul 23... Deci ți se tăia respirația, ziceai că gata, mai e 1 minut, că minutul ăsta e. Doamne, minutul ăla nu există. Deci, exact. Tu când te raportezi la timp și te limitezi atât de mult în timp, de fapt îți limitezi creșterea, dezvoltarea, totul limitezi. Hai să ne întoarcem în așram, Cristina, de la sala de gym din București. Dacă ai avut în minte, acolo fiind, băi, trebuie să mă întorc acasă să schimb totul în viața mea. Mi-am dat seama că după 11 zile, mi-am dat seama că fiecare om de pe planetă are nevoie de așa ceva. Că e cel mai bun program posibil în care tu ai timp să stai cu tine cum n-ai avut niciodată. Pentru că neavând nicio practică, tu ai timp 13 ore pe zi doar să fii prezent și să analizezi valoarea gândurilor tale. Ori de câte ori ai un gând, trebuie să-l privești obiectiv și să-l lași să treacă. Nu te atașezi de el. Dacă te atașezi de el, cum era o durere, de exemplu, te durea piciorul după atâtea ore de stat în poziția respectivă. Dacă te atașai de durere, te durea și mai tare. În schimb, prin tehnică ne învățaseră te duci pe durere, o împarți în 2, o împarți în 4, în 8, în 16, în 32, în 64, până dispare. Stai un pic, pe durere fizică sau sufletească? Durere fizică. Dar faci la fel cu toate durerile. Dacă la fizică merge și la sufletească merge. Și asta era tehnica. Tu trebuie să te duci și să o împarți și să o elimini. Să faci durerea bucăți. De asta sunt oameni care pot, prin meditație, să facă, de exemplu, extracție de nerv fără anestezie la dentist, stomatologică, de care e foarte dureroasă. Adică nu vrei să te gândești fără anestezie. Și sunt unii care pot. Pentru că ei împart durerea și nu se atașează de durere. Se îndepărtează de durere și o privesc. Se rup de corp. Da. Și sunt. Poți. La anumite niveluri de durere ai putea să te poți antrena. Nu pot să spun că eu sunt super antrenată și că acum o să rezist la... Dar sunt un om puternic, adică reușesc să controlez asta. Așa, și întorcându-ne... Mi-am dat seama că e benefic și că oricine poate să facă. Mi-am dat seama de foarte multe traume din copilărie, traume pe care le proiectam prin frici, le proiectezi și le transformi în frici față de anumite lucruri. Nu știu, la mine era frica de pisici, frica de sărit în apă, frica de înălțime. Aveam foarte multe frici care erau de fapt proiecția unor traume din copilărie și le-am văzut pe toate și acum nu mi-e frică de pisici, nu mi-e frică să sar. Am sărit cu parașuta, deci nu mai am niciuna din fricile astea, pentru că le-am înțeles. Frică? În avion nu mi-era frică, dar mi-era frică să sar în gol. Deci mi-era frică să sar și de la 1,5 m, adică nu... Mi-a fost frică și în telecabină la Bușteni, în fundul ăsta, jur. Deci am urcat pe vârful, omul, am coborât pe grindină și mie mi-era frică în telecabină. Da, vezi, îți dai seama că ți-e... Nu, dar știi ce frică e asta, nu? Frica de moarte. Dar mi-e frică de moarte, da. Da, deci frica de moarte, trebuie să lucrezi exact la frica asta de moarte și să-ți dai seama că ești pregătit să mori, chiar dacă se întâmplă să cadă telecabina, și dacă ți-ai spune asta, nu ți-ar mai fi frică. Adică trebuie să-mi spun, sunt pregătit să mor? Poți, trebuie să fii pregătit. Păi nu sunt, pregătește-te să fii pregătit. Am 3 copii, niciunul major. Ție-ți e simplu că, na, Adi e mare. Știi cum mi se pare? Că dacă ești pregătit să mori, nu mori. Eu asta să mă gândesc la asta după ce terminăm înregistrarea. Foarte interesant. Puțină lume mi-a zis o vorbă mai înțeleaptă decât asta. Înțeleaptă în sensul că merită să mă gândesc la ea. Da, eu zic că dacă cu cât te pregătești mai mult, cu atât nu vei muri. Deci, nu ai vrut să rămâi în India? Nu, deloc. Să iei pe alte căi? La ce-mi trebuie mie business? La ce-mi trebuie mie magazine? În India mi-am dat seama de foarte multe lucruri. După India, obiectivul meu principal a devenit, unul dintre obiective a fost sustenabilitatea. Mi-am dat seama cât de săraci sunt acei oameni, cât de mult folosesc, cât de puține resurse au la dispoziție, cât de mare e batjocura pe care o facem noi. De la lipsa de mâncare, la educație, la haine, la tot ce vrei, adică doar dacă te duci și stai puțin în India, înțelegi cât de profund sunt acei oameni cu nimic, pentru că în cea mai săracă zonă nu cerșea nimeni. Și la noi suntem toți niște bogați, dacă ar fi să ne raportăm la indieni, da? La zona aia din Rishikesh. Și la noi sunt cerșetori, pe fiecare stradă apare un cerșetor. Deci acolo demnitatea este ceva care face parte din caracterul lor, n-are legătură cu banii. La noi demnitatea se raportează la bani. Sau statut social. Sau statut social. Deci nu se pune problema să reduci demnitatea, care e un lucru moral și care are legătură doar cu calitatea ta intrinsecă de om. Nu are legătură cu contul tău din bancă. De aia oamenii cad cumva în... nu înțeleg cine sunt. Nu înțeleg că după ce au bani, de ce nu sunt fericiți, de ce viața lor nu e una perfectă. Pentru că banii nu dau asta. Banii dimpotrivă îți dau 1000 de probleme, trebuie să ai grijă de ei. Ok, și o să spună unii, mamă, și asta care are atât de mulți bani, cum se gândește ea că are probleme. Da, să ai bani nu înseamnă că nu ai probleme. Ai probleme. Unde ții banii? Ce faci cu ei? Poți să-i ții doar așa, să te uiți la ei, sau trebuie să îi investești în ceva? Cât din banii tăi, cu cât din banii tăi te duci să-i ajuți pe ceilalți? Care sunt activitățile pe care le faci din banii tăi, astfel încât ele să fie etice? Adică banii tăi trebuie să se înmulțească corect. De-aia nu, pentru mine cel puțin, nu investesc în jocuri de noroc, în case de amanet, în nimic, camătă. Nu există așa ceva. Adică n-aș face niciodată asta. Sunt N lucruri. Nici la pariuri nu bagi, Cristina? Nici la pariuri nu bag. Trăgeam la loz în plic când eram mic. Credeam că am tras lozuri de câteva ori. Că pariez pe Rapid acum, dacă tot ești colegă cu domnul Șucu. Deci îl plac pe domnul Șucu și pe soția lui, dar nu vreau să glumesc, spun că mă uit la meci. Nu mă uit la fotbal, nu urmăresc. Mi se pare că chestia asta competitivă nu prea înțeleg rolul, pentru că dintr-o chestie atât de frumoasă care e un sport, apar conflicte, bătăi și tot felul de chestii. Deci nu înțeleg unde e partea pozitivă, dar nu trebuie să le înțeleg eu pe toate, așa că... Ceea ce trebuie să știi e că nu e echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Păi mama mea e rapidistă, vreau să spun, și dintotdeauna a fost așa. Eu îl copiam pe taică-miu, nu pot să spun că aveam o afinitate pentru fotbal sau că urmăream, și taică-miu era dinamovist și eu eram dinamovistă, pentru că îl copiam pe tata. În schimb, mama super consecventă și a fost dintotdeauna rapidist. Da, ești mai mult fata lui tata, nu? Da, ești pentru că... acum... uitându-te în spate, ești mai mult în energia tatălui sau a mamei? Sunt în energia amândurora și știu să apreciez și să iau de la fiecare tot ce e mai bun. Însă cu tata, fiindcă taică-miu este extrem de creativ și îndrăznește orice, taică-miu nu există să spună că nu se poate sau că nu rezolvă ceva. Nu a existat în viața lui să audă asta din gura lui. Cred că am preluat și eu modelul ăsta, dar nu numai eu, și sora mea l-a preluat. Adică asta e familia. Pentru noi nu există probleme, există soluții. Ai o problemă, sigur o problemă are o soluție. Noi direct căutăm soluția. Nu stăm. Poate că nu e neapărat cel mai bine să fie așa. Pentru că atunci când ai o problemă, ar fi bine să te oprești și să înțelegi că există multe soluții. Nu să găsești repede o soluție. Noi, pentru că suntem foarte antrenați, găsim imediat o soluție. Nu înseamnă că e cea mai bună soluție și că alții n-ar găsi soluții mai bune decât noi. Ăla e nivelul în care, de dezvoltare și de awareness și de mindfulness la care trebuie să ajungi, să înțelegi, băi, nu e doar asta soluția ta. Dar știi că asta e o super strategie și personală și de business. E strategia celor 3 P. A, da, nu știam. Pasiune, putere și problemă. Adică trebuie să spui următoarele întrebări. Nu e suficientă pasiunea pentru a reuși în viață. Mamă, corect. Urmează-ți pasiunea și nu va trebui să muncești deloc în viața asta. O prostie. Normal. Unul dintre cele mai toxice sfaturi. Exact. Întâi, întreabă-te care ți-e pasiunea. Ok. Apoi întreabă-te ce putere ai. Și apoi întreabă-te ce probleme ai. Și dacă pui pasiune, îți folosești puterea și rezolvi problemele, ai șanse să reușești. Că faci profit, tot timpul. Faci profit. Adică, da, e clar. Puterea înseamnă avantajul competitiv. Cu asta începi. Chiar dacă nu neapărat trebuie să încep cu un capital. Noi am început Musette cu $700. Deci nu pot să spui că am avut un capital. Oricine are astăzi $700. Dar ce aveam noi? Aveam avantaj competitiv. Eu crescând și învățând de la mama tot ceea ce înseamnă industrie textilă, deci textile, eu aveam o mare abilitate și o pasiune pentru textile. Cu ce am început? Exact cu această abilitate pe care o aveam ca să faci performanță. Nu m-am dus, sunt foarte mulți oameni care vor să-și deschidă un business sau încep un business pentru că e o modă, nu pentru că ei sunt specialiști în acel business. Deci atunci nu ai cum să ai succes, adică e întâmplător succesul. Poate să vină sau poate să nu vină. Ai dat de echipa perfectă care vrea să creeze un succes pentru tine, îți iese. Ai dat de echipa care înțelege că nu prea te pricepi, te abandonează. Pentru că asta e viața și așa e în viață. Oamenii se asociază cu caractere puternice și cu câștigători. Vor să se ducă împreună cu acei câștigători. Păi, vrea să te asociezi cu unul care se plânge în fiecare zi, no, care e victima perfectă? Nu, o exclus. Niciodată. Și cum s-a schimbat viața ta după ce te-ai întors în India? Ai muncit mai puțin, ai apreciat altfel oamenii, munca, ceea ce ai? Vreau să spun că am venit cu o grămadă de idei revoluționare. Bineînțeles că mult înaintea timpului nostru de atunci mi-au venit tocmai de acolo. Adică am avut timp pentru mine. Și eu veneam cu... Eram super încărcată, pozitiv, energetic. Eu când vorbeam cu oamenii, vorbeam cu ei într-un mod pozitiv, bun. Și toată lumea din companie, adică partea... management, top managementul companiei spunea: Cristina, nu trebuie să vorbească Cristina cu angajații sau cu echipa cu tare, pentru că ea vede totul foarte roz, foarte bine, foarte bun. Pentru asta era la început, că mă schimbasem. Da, te detașasei. Da, mă schimbasem și vedeam partea pozitivă, partea frumoasă, partea plină a paharului. Totdeauna poți să vezi, ai multe opțiuni ce vezi în pahar. Și cu partea asta plină a paharului am reușit să schimb și echipa mea. Bineînțeles că echipa mea a înțeles, a acceptat și a fost alături de mine după schimbare. Nu toți. Echipa mea s-a schimbat de atunci, pentru că nu mulți înțeleg că te-ai schimbat sau cred că într-adevăr te-ai schimbat. Unii poate să creadă că joci teatru sau că e ceva temporar și că na, o să revii la forma ta și, sau nu te înțeleg pur și simplu, sau sunt invidioși că nu se pot schimba ei. Și tot așa, există multe lucruri prin care oamenii se despart, multe motive din care oamenii se despart. Deci m-am schimbat și am început să comunic cu echipa mea într-un mod diferit, un mod cu care ei nu erau obișnuiți, pentru că eu îmi schimbasem și viața. Făceam yoga, făceam qigong, am devenit vegană, am făcut studii de nutriție la Cornell University ca să înțeleg cum trebuie să mănânc, ce înseamnă valori nutritive și așa mai departe. L-am adus pe Colin Campbell în România ca să-i învăț și pe alții. Am făcut foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, lucruri care au avut un impact social benefic și care au avut succes. Nimeni nu credea că eu pot să aduc 450 de oameni la o conferință cu Colin Campbell despre studiul China. Dar s-a întâmplat. Și am avut conferința la Brașov. Dacă o făceam în București, probabil ar fi fost 2000 în sală. Pentru că am simțit că oamenii au nevoie de sprijin în sensul acesta. Probabil că dezvoltarea personală pentru societăți foarte emancipate e ceva normal. Pentru România, la acea perioadă, nu era ceva normal. Vorbim de acum 8 ani. Nu era ceva normal. Erau doar câțiva oameni care erau modele, mai repede urmăreai modelele care apăreau în media, care nu erau neapărat modele, dar aveau o prezență repetată în media și de fapt nu aveam niște modele cu care să ne asociem, oameni normali ca și noi, pentru că nu te poți asocia cu regi și regine, nu ești peste noapte rege sau regină. Te naști rege, aia e șansa ta. Dar trebuie să te asociezi zi de zi cu oameni care sunt modele pentru tine, oameni, caractere frumoase. Pentru că toți oamenii vor să evolueze înspre frumos. Toți. Toți oamenii vor să trăiască în lux. Toți, indiferent cât sunt de săraci, vor lux. Dar deci, nu toți sunt pregătiți pentru asta. Nu toți sunt pregătiți, dar ei ce vor? Se asociază cu ce? Cu cel mai înalt standard. de calitate. Lux e calitate, dezvoltare personală e calitate, model de om cu etică e calitate. Că poți să ajungi acolo sau nu, e altă poveste, dar măcar îți dorești să ajungi acolo. Și asta s-a schimbat la români. Dorința de a ajunge undeva mai presus decât nivelul ăla basic, exact, care ne ține la nivelul de maimuță, spun eu. Suntem maimuțe, deci busy mind, minte de maimuță. De la cum mâncăm, cum vorbim, cum ne purtăm, obicei de maimuță. Trebuie să depășim nivelul ăsta, să urcăm puțin la un nivel de om. Deci tu în India ai plecat maimuță și te-ai întors om. Tot o maimuță un pic mai avansată, nu m-am întors om. Adică nu pot să spun că acum, mamă, cine sunt eu. Deci nu am această pretenție și nu am această impresie despre mine că nu am ce să îmbunătățesc și cât să mai învăț. Abia de acum mi se pare că trebuie să consum și mai mult timp să învăț și să investesc în mine. Pentru că din ce povestești tu, intrând în amănuntele astea ale despărțirii, tu practic nu prea ai văzut viața personală, n-ai avut focus pe viața personală înainte. Și ceea ce s-a schimbat după India e că ți-ai dat timp pentru viața personală. Chiar așa. În existența ta profesională. Am descoperit că există lucruri pe care iubesc să le fac, cum era gătitul, de exemplu. Îmi place să gătesc pentru că atunci când gătești, meditezi, de fapt. Trebuie să fii liniștit, calm, ești acolo cu ingredientele, cu practica și e o formă de meditație. Să faci un grătar vegan. Nu, dar să gătești ceva mai complicat de un grătar. Am descoperit chiar acest ceai care e fix timpul pentru mine. Odată că el este super sănătos, flavonoide, antioxidanți, minerale, vitamine și așa mai departe, te duce în stare de alpha waves, adică îți dă un calm și ești mult mai obiectiv, îți scapi de agitația aia pe care o are mintea sau pe care ți-o dă cafeaua, de exemplu, care iar are rolul ei bun, dar trebuie să înțelegi cum funcționează la nivelul corpului și să o folosești ca atare. Și am descoperit toate aceste plăceri simple, mi-am schimbat și prietenii. Am oameni în jurul meu, oameni cu care împărtășesc într-un fel aceeași viziune sau care vor să învețe și ei să schimbe viața, pun valoare pe dezvoltarea lor personală, consideră că e important să ai timp de calitate cu tine și așa mai departe. Deci, multe lucruri în viața mea s-au schimbat. Până la a crea evenimente pentru femei, antreprenor, proiectul meu Chapters, la care am avut 2 ediții și în care am atras femei care vor să evolueze. Mai faci? O să fac, dar nu fac mai mult de un eveniment pe an, pentru că nu reușesc și nici nu vreau să-l fac doar de dragul făcutului. Adică mi se pare că e nevoie de un timp ca omul să-și dea seama dacă un eveniment, un proiect e pentru el sau nu și are timp să se gândească un an de la un eveniment la altul dacă are nevoie să mai vină, dacă a învățat ceva de la evenimentul anterior sau dacă transmite mai departe altora ca să vină. Și îmi place tare mult că ai început să vorbești public despre asta, de unde în pandemie ai fost nevoită să ieși prima oară și să ai un discurs în public pentru a salva Musette. Acum ești foarte prezentă la conferințe. Numai anul ăsta ne-am întâlnit la 2 conferințe, una la Oradea, la Suflet de Antreprenor, nu? Da. O salutăm pe Ioana dacă ascultă, și la TEDx la Târgu Mureș, la Cornișa. Da. Am acceptat, prima prezența mea la TEDx a fost la Avenor College. Și am fost super stresată, pentru că am zis, felul meu de a fi e să vorbesc mult. Frate, eu vorbesc, adică nu vă așteptați ca acest podcast să țină 20 de minute, că nu se poate. Deci eu vorbesc mult și am zis, cum ar fi ca eu să vorbesc, să comunic ceva în 10 minute sau în 14 minute. A fost super greu. Dar a fost, bineînțeles, un challenge pentru mine, o provocare. Și în continuare vreau să învăț și mai bine această conciziune a discursului. Să fii concis e ceva greu și e bine să reușești să comunici cu oamenii în 14 minute sau în 18 minute. E fix cantitatea aia de timp căruia omul îi acordă atenție. Deci nu întâmplător aceste TEDx se întâmplă așa. Mi-a plăcut discursul tău la TEDx Cornișa, la Târgu Mureș, și ai vorbit despre curaj, despre Dumnezeu, ceea ce rar fac antreprenorii. Nu să vorbească despre curaj, să vorbească despre Dumnezeu. Să știi că eu lucrez cu trenduri și acum 5 ani am prezentat echipei mele trendurile din următorii 5 ani. Așa. Și în aceste trenduri, spiritualitatea ocupa un loc foarte important. Yoga ocupa un loc foarte important. Vreau să-ți spun că acum 5 ani lumea nu înțelegea ce este yoga. Oamenii mulți credeau că e o sectă, că e ceva care are legătură cu, care are conotație sexuală și așa mai departe. Deci lumea nu înțelegea. Eu am citit prima carte de yoga la 13 ani, înainte de treapta întâi. Aveam o carte în rusă și nu înțelegeam eu foarte bine rusă, dar pozele le înțelegeam, adică făceam asanele, practicam asanele. La 13 ani? La 13 ani. Aveam acasă. Ai dat evaluarea națională din yoga? Nu, am intrat la MF3 cu 8 pe loc, dar cred că m-a ajutat, adică eu nu ceream sfatul celor de lângă mine neapărat, ca și formă de comportament, dar dacă simțeam că ceva e folositor pentru mine, imediat, nu mă opream până nu învățam tot în zona aia. Scriam, mergeam la Uniunea Scriitorilor, mergeam la concerte, ascultam muzică clasică. Aveam așa un ritual, 2 discuri cumpăram în fiecare săptămână și le ascultam. Mergeam în fiecare duminică la Uniunea Scriitorilor și scriam. Eram singur copil lângă adulți. Adulții erau maturi, adică... Deci tu puteai deveni orice ți-ai fi dorit? Crezi? Pentru că eu, asta era antrenamentul nostru. Eu cred că toți copiii făceau asta. Nu cred că eu eram specială cu ceva. Eram un copil născut în București, care trăia în centrul capitalei și care avea acces la toate aceste lucruri valoroase care însemnau bagajul nostru de cunoștințe, da, pe lângă cărțile pe care le citeam. Dar faptul că totdeauna mi-a plăcut să stau cu oameni mari, nu cu copii de vârsta mea, de la ei cred că am învățat că asta e bine să fac. Și teatrele, deci mă puteam duce la o piesă de 10 ori. Pentru mine, de fiecare dată vedeam altceva, mi se părea extraordinar. Unui copil să-i placă asta. Părinții mei nu mergeau cu mine la teatru. Eu mă duceam singură la teatru. Pentru că eu trăiam la Rosetti. Teatrul Național era peste drum. Sau Teatrul Evresc vis-a-vis de casă. Adică... Te salut un băiat care a copilărit în cartierul Săsar din Baia Mare, dar și mie îmi plăcea pe la bibliotecă, îmi plăcea și pe la teatru. Mă rog, da, și cu băieții pe țeava de gaz. Cu toți prietenii mei eram, după amiaza ne întâlneam, spuneam noi, pe Maracana. Aveam o grădină, un loc viran în fața casei unde jucam telefonul fără fir, N chestii pe foarte tari. Da, așa se numea, pe Maracana, așa îi spuneam. Și poate, ori se uite și ei la podcast, ori să-și amintească câte ore puteam să stăm să povestim, ore întregi. Băi, nu exista telefon, nu altceva. Deci noi tot timpul povesteam. Dar zi-mi care sunt trendurile pe următorii 5 ani? Și era spiritualitatea și uite-l că e mare trend, da? Yoga, mare trend. Acum, războiul, din păcate, faptul că avem război lângă noi și el nu s-a terminat. E mare trend. A fost mare trend și continuă să rămână ca și trend. Oamenii, unii trăiesc în frică și... Războiul, de asta spun că moda este cel mai mare comunicator, pentru că în momentul în care apare un război, o să vedeți imediat în magazine colecții care au legătură cu războiul. Desene cu camuflaj, culorile imediat tind să fie spre cachi. De ce? Omul involuntar, inconștient, se asociază cu elemente de protecție. Incredibil. Deci, azi dimineață m-am gândit la următorul lucru. Cred că invariabil în ultimele 10 zile nu a existat zi să nu ies din casă cu ceva verde pe mână. Am constatat că printre ultimele ceasuri pe care mi le-am luat aleg din ce în ce mai des culoarea verde, tricouri. Eu n-am purtat în viața mea tricouri verzi. Ai văzut? Și astăzi am o virgulă verde pe vezi? Da. Nu e tocmai de război asta, e Tiffany's. Da. Pentru că n-au făcut încă cu Musette. Deci, mă rog, mai așteptăm. Camuflaj. Asta înseamnă camuflaj. Inconștient, noi luăm cu noi o formă de protecție. Fie că e speranță, fie că e de protecție pur și simplu, fie că ne asociem cu mediul, fie că vrem să trăiască, să reziste mediul. Pentru că ce e războiul? Războiul e o distrugere. Atât că distrugi oameni, dar distrugi natură, distrugi istorie, distrugi cultură, distrugi tot. Și voi ați făcut pe verde, nu? Ați făcut și pe camuflaj. Și noi avem în colecția noastră de iarnă modele kaki mai multe decât oricând până acum. Bun, deci războiul e trend. Da, războiul e trend, după care opusul războiului, adică acel filon, acel trend de ultra-optimism, care înseamnă pastel, care înseamnă culori deschise, foarte vibrante, foarte luminoase, foarte deschise, da? Stai să mă arăt ceva frumos. Această culoare, exact. Iată, doamnelor și domnilor, ceva flower power. Exact. Ca să zic așa. Da, deci este, cine nu crede în război, nu crede în reguli, deci ăsta e un, cordonul acesta, flower power, hippie, putem să spunem, este împotriva regulilor, da? Ceva outside of the box. Asta era curentul hippie. Curentul cel mai evoluat, să spun, al momentului, da? Dar roșu, ce este roșu? Roșu este cea mai puternică culoare de echilibru, care este culoarea dintre kaki, negru și pastel. Este culoarea care reprezintă succesul. Toată lumea tinde să ajungă aici. Roșu reprezintă succes. Și această colecție pe care am făcut-o cu Samsung este, acesta este unicul model și ne-au ales să facem împreună cu ei această colecție și suntem foarte mândri că în România există un producător care colaborează cu Samsung și reprezintă Samsung la nivel european în materie de accesorii de piele. Adică asta e geanta oficială pentru unul dintre modelele lor. Exact. Ești tare, pentru Z Flip 4. Și gândiți-vă câți producători sunt în Coreea sau în China și câți creatori ar fi putut fi invitați în acest proiect. Însă, din nou, e o mândrie națională și cred că toți românii ar trebui să se asocieze cu ideea asta și să cumpere aceste produse pentru că, na, și oricât de mare ar fi compania, are nevoie de susținere. O și îmbătrânit eu, dar mi-mi place excesiv de mult această geantă. Și acum mi-am dat seama sistemul ei de prindere. Exact. E o curea lungă care poate fi transformată în curea cordon scurt. Hop. Modelul acesta se numește Jennifer. Mă gândeam eu. Și are această închizătoare care este desenată de noi și care se rotește foarte frumos și se deschide. Dăm voie. Deci se rotește așa. Exact. Și se deschide. Perfect. Flower. Exact. Foarte frumos. Și o floare cu încă o floare personalizată. Este prima colecție pe care am făcut-o împreună cu un designer foarte celebru care lucrează împreună cu noi deja de câteva sezoane. Pe ea o cheamă Maria Pia Capitanio și este un designer care a lucrat la casa de modă Marni, adică un brand extrem de mare, Escada, Yoji Yamamoto, Trusardi, numai case celebre. E superbă. Și cum ne-a ales pe noi, uitându-se pe Instagram și a spus: vreau să lucrez cu o companie care nu are așa un renume, care nu e o casă atât de mare, dar care este foarte progresivă. Ea asta a înțeles că suntem noi. Un alt tip de companie și asta se schimbă iarăși. La asta ajută social media, de exemplu. Să arăți că fără să ai bugete imense de marketing, fără să plătești influencerii cei mai scumpi de pe planetă, poți să fii vizibil. Social media. Social media poate să lucreze și pro și contra. Dacă depinde... ești creativ și știi să spui o poveste și cine poate să spună mai bine autentic povestea Musette decât cea care a imaginat-o. E invitata mea de 2 ore și 7 minute. O să mai stăm un pic. E scumpă geanta asta? Nimeni nu spune că e ieftină, dar ea este foarte ieftină în comparație cu prețurile marilor case de modă. Dacă o geantă similară costă peste 1500 de euro la o casă mare de modă, La noi costă undeva sub 200 de euro, ceea ce este foarte puțin. Foarte puțin. Deci noi facem niște eforturi supraomenești să menținem acest preț. Deci este de câte ori mai ieftin decât o geantă Vuitton? Păi e de 10 ori mai ieftin cel puțin. E mai mult de 2000 asta la Vuitton, cred. Mai mult, de 20 de ori. Eu spun că marile case înmulțesc prețul cu minim 15, dacă nu 20. Prețul de cost. E și marketing mult acolo. Foarte mult. Ca să vrăjești mintea oamenilor, ai nevoie de să cheltuiești foarte mulți bani. Sigur că da. Dar... nu produsul e valoros. Marketingul e valoros. Tocmai, pe când la noi e invers. Tocmai mi-ai anticipat, următoarea întrebare era dacă o clientă care îi place stilul, povestea, Musette spune, dar sunt un pic prea scumpe pentru mine. Dar mi-ai răspuns la întrebare exact prin a spune că jumătate din prețul oricărui produs de la raft este de fapt salariul pe care și-l iau oamenii. Exact. E scump să produci în România. E scump să produci ceva de calitate, ceva care încă este artizanal, adică manopera, mâna și arta de a crea aceste obiecte aparține oamenilor. Nu avem producții făcute doar cu roboți. Uite, am și eu ceva de la Brâncuși. Da, vezi? Super. Un segment din coloana infinitului. Exact. Cristina, cum arată o zi din viața ta? Ca să rămânem organizați. Așa. Nu-mi dau seama dacă ești super structurată sau câștigă firea creativă, pentru că ai și firea asta umanistă, umană. Ușor într-o armonie a haosului, așa. În primul rând, obiceiul pe care l-am căpătat de 7 ani încoace este acela de a mă trezi mult mai devreme decât o făceam înainte. Vreau să am timp pentru mine. Iar acel timp începe fix cu ceremonia ceaiului și uneori citesc și poate să fie doar o frază. Acea frază stau și o analizez și mă duc și găsesc meaning, găsesc sens în acea frază pe care l-aduc în viața mea. Sensul care se potrivește cu viața mea. Mie mi se pare că nu întâmplător anumite lucruri ne apar în față, doar că noi nu știm să folosim acele lucruri, să le aducem în viața noastră și să ne creăm astfel valoare. Practic, yoga sau qigong dimineața, singură, dacă nu am timp, măcar fac exerciții, adică flotări, forfecări, tot felul de chestii, lucruri care durează doar 10 minute. Asta pe la ce oră? Un sfert de oră. Păi asta 6-7 dimineața. După care duș rece. Nu există să nu fac duș rece. Mi-am dat seama că slăbiciunea are legătură și cu dușul rece. Cu cât ți-e frică să-ți faci dușul rece, cu atât starea ta în acea zi ești mai slab. Sau... ești mai, nu știu, controlat de minte sau mai leneș sau am văzut că dușul rece îl accept sau nu îl accept funcție de starea mea de peste zi și mi-am format tot felul de tricuri prin care mă autopăcălesc să-mi fac duș rece și mi-am dat chiar astăzi mi-am amintit cu mama noastră când eram foarte mici și ea ne făcea baie și mie și sorei mele ne făcea dușuri din astea suedeze, spunea, și dușul suedez la sfârșit. Cald, rece, cald, rece, cald, rece. Și zic, bă, da, ce rol, că îți pune sângele în mișcare. Dar e o provocare dușul rece. Cu cât e mai rece, e mai bine. Îmi place foarte mult. De asta pot să not în apă foarte rece. Deci nu mă dau deoparte la a nota în apă foarte rece. Până la... am un eveniment, dacă am evenimente, începe, bineînțeles, tevatura cu machiajul și cu părul, care sunt, pentru mine, mi se pare cel mai greu lucru de făcut. Sunt femeie, nu știu să mă machiez singură, am făcut vreo 2 cursuri de machiaj, mai îmi iese câteodată, dar nu am răbdare. Deci eu nu am răbdare să pierd 1,5 ore pentru fața mea. Deci nu am așa ceva. Deci vin niște specialiști care mă machiază și îmi fac și părul, pentru că La fel, nu știu să mă coafez, nici nu-mi place să mă spăl singură pe cap acasă, așa că sunt dependentă de coafor. Deci asta, când am filmări sau când, uite, cum în cazul de azi, am venit la tine, am avut nevoie de 2 ore doar pentru aranjare. Mi se pare că e un timp pierdut, dar altfel e foarte important să ai grijă de imaginea ta, în sensul în care imaginea este forma de respect pe care o arăți celui din fața ta. Nu e că vreau eu să arăt bine și că îmi place de mine după ce mă machez. Că de multe ori ies nemachiată, fac poze nemachiată, n-am o problemă cu imaginea mea. Să știi că tot 2 ore m-am pregătit și eu pentru podcastul ăsta. Da? Bravo! Da, documentându-mă. Foarte bine. Bun. Deci cam așa e o zi. Început de zi. Instagram, dacă am nevoie de ceva de făcut pe Instagram, filmări, nu știu ce, e foarte important să comunici și astea sunt lucruri care se măsoară. Îți dai seama că dacă ai comunicat bine, ai un nivel de influență de o anumită rată sau dacă nu comunici bine, influența ta scade. Acum că acest algoritm, că această măsurare este corectă sau nu, nu știu, dar ea fluctuează funcție de activitatea ta. Deci te afectează, dar doar dacă stai și te uiți și ești puțin analitic, o să vezi că ești afectat de Instagram și de toate măsurile de acolo. În plus, filmez pentru Musette. Adică niciun model nu performează mai bine decât eu, decât mine. Și cum ar putea să performeze când eu, creatorul brandului, până la urmă, sunt și primul client? Eu nu îmi permit să ofer clientului meu un produs pe care eu nu l-am testat sau pe care eu nu-l port sau despre care nu știu foarte multe lucruri. Deci eu port doar produse Musette, atât genți cât și pantofi și cât și curele. Nu am în garderobă. Nu înseamnă că nu probez de la alții, dar nu le cumpăr și nu le am și nu le folosesc. Deci nu veniți de ziua Cristinei cu Jimiciu. Cel mai frumos cadou pe care l-am primit a fost fix o pereche de pantofi Musette Cristin. Modelul Cristin e modelul meu de la Imperiul Leilor, creat, desenat de mine, cu un toc inventat de mine, pe care l-am primit cadou de la un necunoscut din magazin. Cineva mi-a dăruit o pereche de pantofi Cristin și eu nu știu de la cine e. Păi și tu nu-i aveai acasă? I aveam acasă, am mai primit o pereche. Și a venit cineva în magazin, i-a luat din raft și a zis, îi plătesc. A pus un bilet pentru Cristina Bâtlan și atât. Așa. Și șefa de magazin m-a sunat și mi-a spus, ați primit un cadou. Băi, și cadou. O pereche de pantofi. M-am documentat 2 ore pentru emisiunea asta, dar am uitat să mă uit când e ziua ta de naștere. A fost? Exact. Bun. Bine că nu era astăzi. Deci mai mergeți anul viitor de ziua ei, mai mergeți în magazinele Musette și cumpărați că nu are toată colecția acasă. Deci să știi că primul cadou Musette pe care l-am primit a fost de la un prieten al fiului meu care mi-a făcut cadou un rucsac Musette pe care l-a comandat online pentru mine. Deci am primit de ziua mea un cadou primit online, deci cu packaging online, de la Musette. Deci vreau să spun că mi-a făcut o plăcere enormă. Dar cel mic știa că tu ești proprietara Musette. Da, mă cunoștea. Deci pentru el, și să știi că și acum port acel rucsac, pentru că singură nu mi l-am luat din colecție, însă el cred că a văzut ce folosesc eu sau ce mi se potrivește și a făcut o alegere perfectă. Și ce mi-a plăcut? Nu produsul. Nu conta ce produs mi-a oferit. Era important că el s-a gândit la cum sunt eu, la caracterul meu, la ce apreciez de fapt, pe ce pun valoare. Pentru el, faptul că eu îmi consum viața până la urmă pentru această companie, că asta facem noi toți antreprenorii, e clar că e foarte importantă pentru noi. Și el ce a făcut? A întărit această importanță. Și a fost convins că îmi va face o deosebită plăcere și așa a fost. Și a doua oară când am primit, știu sigur că nu era aceeași persoană, deci altcineva a gândit la fel. Și asta e extraordinar. Dă-i omului lucrurile pe care care au valoare pentru el, nu care sunt scumpe sau care, pe care nu le-a văzut niciodată. Dă-i omului. Dar cine s-ar fi experiențele, astea sunt valorile. Cine s-ar fi gândit să vină la ziua Cristinei Bâtlan cu ceva de la Musette? Vezi, un copil s-a gândit, un copil de 19 ani. Vezi ce înseamnă să gândești în afara cutiei. Exact. De pantofi. Și să surprinzi, pentru că a fost o surpriză pentru toată lumea. Toată lumea a fost surprinsă de ideea lui și ideea lui a fost foarte bună. Și continuăm cu programul tău zilnic. Muncești mai puțin decât acum 10 ani? Muncesc diferit. Faptul că sunt aici și stau cu tine de 2 ore, e clar că lucrul ăsta nu mi-l permiteam înainte de Vipassana, pentru că mi se părea că eu trebuie să fiu în absolut toate situațiile și că doar cu mine se pot rezolva toate problemele din companie, adică că eu trebuie să am cunoștință de acele probleme și să particip la soluționarea lor, lucru care este complet eronat. Acum am înțeles că echipa mea este atât de bună și atât de bine aleasă încât reușește să rezolve aceste probleme fără măcar să mă informeze. Adică eu văd doar rezultatul pozitiv și nu există om care să nu greșească. Cu siguranță eu greșesc, alți oameni greșesc, nu se întâmplă nimic. Face parte din procesul de învățare și greșitul. E normal, greșim, repetăm, facem mai bine data viitoare. Nu e o problemă. Vreau să spun că asta nu puteam să fac înainte de Vipassana. Nu puteam, nu înțelegeam, nu știam cum e. Pentru mine ori era albă, ori era neagră. Ajungi de vreme acasă? Ajung din ce în ce mai târziu acasă acum. Că au început evenimentele. Pentru că Adi s-a mutat și stă la casa lui, deci are apartamentul lui, bine, la 2 minute de mine, dar... E bine să ai copil mare? E bine să ai copil mare. E bine să ai un copil și să știi că el... vezi în el toate valorile și toate lucrurile care pentru tine au fost prețioase, vezi că și la el sunt prețioase. Și ori de câte ori încerc să îi spun, băi Adi, da, nu-mi place, dorm prea târziu, nu e bine să faci asta. Mama, tu la 19 ani ce făceai? Mamă, mi-a închis gura direct, adică eu știi cum când îmi spune asta, văd un film așa, vzz, mă culcam la 2 dimineața, stăteam, discuțiile erau interminabile, indiferent că era o prostie de debating, faptul că erai cu oameni împreună și că socializa era cel mai important, la 19 ani te poți culca zile consecutive, la 2-3 dimineața, nu simți oboseală. N-ai cum, așa suntem lăsați. Și cred că fiecare dintre noi trece prin experiența asta. Și bineînțeles că înțeleg imediat și îl las să aibă experiența lui. Și, ce să zic, pot să-l ajut foarte mult, îmi cere ajutor. În business sau în ce? În business, se sfătuiește foarte mult cu mine și cu mine și cu Roberto, cu siguranță. Ține cont de sfaturile noastre, dar are o personalitate foarte puternică și el. Adică și-a creat un sistem, are propriul lui business deja. Cu ce se ocupă? Are un club de membri și o companie de concierge, un hibrid între concierge, agenție de turism, club de membri. El a mixat... 19 ani. Da, a mixat aceste 3 concepte într-unul singur și a zis, mama, la cât am călătorit cu voi și la cât m-ați învățat voi, la școala britanică pe care am învățat-o, eu știu să ofer cel mai bun serviciu și știu să organizez pentru oameni și asta a făcut-o câțiva ani deja, pentru noi, pentru prieteni de-ai noștri, sunt capabil să găsesc oferte mai bune și să ofer o calitate a serviciilor pe care oamenii de o anumită categorie au nevoie sau o înțeleg. Și atunci el ce face? Oferă tot felul de servicii. El a călătorit cu noi în toată lumea. El știe ce înseamnă să închiriezi un avion privat, știe ce înseamnă să stai la un hotel de 6 stele, știe ce înseamnă să ai un pachet de servicii premium. La fel cum știe să stea într-un hotel, într-un guest house de $10 pe noapte. La fel cum știe să meargă cu rucsacul în spate, la fel cum știe să vadă cât de mare este lipsa lucrurilor în India, pentru că l-am luat și pe el în India. E un om educat. Dar nu numai un om care înțelege ce e luxul, pentru că n-ai cum să înțelegi ce e luxul dacă nu înțelegi ce e sărăcia. Simplu. Nu înțelegi, deci nu înțelegi, nu poți să lucrezi cu tipuri de personalități, cu fel de oameni. Însă atunci când cineva îi cere o anumită experiență, chiar știe să o creeze. Că înțelege. Înțelege, a fost cu mine, a fost în China, a fost în India, a fost în Cuba, a fost în Mexic, a fost peste tot în Europa, în Italia, în Anglia, în America, de N ori. A zburat cu toate tipurile de avioane, deci are totuși până la 19 ani o altă experiență. Deci el și-a făcut un soi de servicii, ca un club exclusivist, în care oferă experiențe în toată lumea. Da, și acum și bilete de avion, adică a terminat și cursul de agent de turism și este acreditat ca agent de turism, deci poate să emită bilete de avion și a zis, mama, ce bine mă simt acum că pot să-mi fac bilet și pot să fac bilete de avion la orice oră. Îți dai seama când pe mine mă sună cineva că vrea să aibă un bilet de avion și eu să-i spun că stai, că te sun eu mâine pe la 3. Și muncește la fel de mult cât munceai tu la 19 ani? Muncește mai mult. Mi se pare că e workaholic. Da? Adică muncește non-stop. Face și bănuți? Faptul că astăzi este online, toată activitatea se desfășoară online, tu nu-ți mai dai seama cât de mult timp petreci de fapt în business. Dacă era offline și știai că la 4:30 toată lumea spărgea ușa și nu mai aveai cu cine să lucrezi, mă refer la autorități sau la instituții, astăzi poți să faci totul online, mai ales că îți desfășori activitatea pe mai multe continente, ai și diferențele de fus orar, poți să lucrezi liniștit până la 12 noapte. Și a început să facă și bani din... Face și bani, da. Nu pot să spun. A înțeles foarte bine că banii lui nu sunt banii companiei. Face diferența asta foarte clar. Cred că asta l-am învățat și eu și Roberto foarte repede. Și a înțeles că el, compania face bani, nu el face bani. El a înțeles că a început compania lui să facă bani, așa că nu se atinge de ei. Deci banii de buzunar tot de la părinți vin. 19 ani. Normal. Tu la 19 ani mai cereai bani de la părinți? Nu ceream, dar dacă îmi dădeau, erau bineveniți. Dar tu te-ai lăsat de drept, nu? M-am lăsat de drept, da, și eu și Roberto, în anul 2. Și te-au certat ai tăi atunci? Nu țin minte, pentru că eu totdeauna am fost independentă, am învățat foarte bine și ai mei n-au avut nicio problemă din punctul ăsta de vedere cu mine, să mă controleze, să verifice ce note am, cum mă comport la școală și așa mai departe. Doar odată în liceu au fost șocați la o ședință, când s-au dus și diriginta a spus că voi știți cum vine fiica voastră îmbrăcată la școală, că e hipioată și că are blugi rupți cu Metallica, umblă cu mănuși fără degete și cu nu știu ce, eram trendy de pe atunci, adică îți spun, outside of the box, deci dacă ceva nu se potrivea undeva, e sigur eu eram pe acolo, adică... Cristina, eu aș mai vorbi încă 2 ore și jumătate, exact cât am vorbit până în momentul ăsta. Oricum, gândul ăsta care mă bântuie la modul frumos după conversația cu tine este că indiferent de eșec, de prăbușire, divorț, că ai deschis magazin la New York și l-ai închis, că a venit o pandemie și ai închis toate magazinele. Deci toate lucrurile astea prin care tu ai trecut și pe care lumea din exterior le-ar vedea ca eșec, tu le vezi ca lucruri normale, ca niște chestii, piedici peste care ai trecut. Adică nu faci nu mi se pare că ai făcut o dramă din nimic, din ce ai povestit până acum. Să știi că e ca la săritul cu parașuta. Mi-am dat seama că frica de a sări cu parașuta e fix înainte de săritură. Când ești, știi, când în clipa aia, când ești pe ușa avionului, după care nu mai e nicio frică. Așa se întâmplă și în business și în viață. Decizia, momentul ăla este ăla care îți taie respirația. Dar atât. Și a trecut. Fii prezent și trebuie să construiești și să înveți, să înțelegi de ce s-a întâmplat, să analizezi. Adică faptul că trebuie să fii analitic. E o recomandare pe care o dau tuturor și femeile tind cumva să nu fie analitice și să zică că intuiția feminină. Da. Păi, nu există doar asta. Există și intuiție, da, există. Că asta e inspirație, putem să o numim intuiție, inspirație, creativitate, da, vine de undeva. Ne hrănim toți de acolo, dar ai nevoie și de analiză, adică forma asta de de gândire, de a vedea, de exemplu, cum te uiți la un om. Mă uit la el fără bani, la un om cum ar fi sărac. Eu nu mă uit la un om care are succes, mă uit la el și îi văd poleiala de aur. Nu! Mă uit la el și îmi imaginez cum e omul ăsta fără bani. Așa e omul real. E fără bani, nu cu bani. Cu bani nu e el cel adevărat. E o poziție pe care o are, temporară. Nu știi cum va fi în viitor. Deci cum să te uiți la oameni fără bani, fără succes. Uită-te la ei, natural, simpli, așa cum sunt. Și acum mi-am răspuns și la întrebarea de ce ai tu bani, pe lângă faptul că meriți, pentru că nu ai avut frica de bani. Mi se pare că foarte mulți oameni nu au bani pentru că au frica de a avea bani. Deci vrei să spun că eu nu știu câți bani am? Adică în sensul în care nu mă preocupă, mamă, câți bani am, în ce cont am sau nu știu, nu mă interesează. Știu că toate activitățile mele sunt profitabile. Deci eu ce construiesc? Construiesc o activitate profitabilă, nu doar pentru mine, și pentru partenerii mei. Dar dacă asta am setat și fac follow-up la asta, că ea se întâmplă și e pozitivă, nu stau să mă gândesc, vai, n-am câștigat cu încă 5% în plus. Sau ce e asta, frate? Deci nu, avem bani să trăim oricum. Nu e, restul trebuie să fie o plăcere să faci afaceri. Dar pe ce cheltui cei mai mulți bani personal? Eu nu mă uit la niciun preț. Am înțeles. Deci eu sacoul ăsta de pe mine nu m-am uitat la preț. M-am uitat doar la sfârșit când am dat cu card. Dar nu m-am uitat să îl analizez după bani. Voiam să zic că sacoul ăla de pe tine s-ar putea să coste producția lui un pic mai puțin decât la geanta asta Musette. Dacă mă uitam la etichetă, nu-l mai cumpăra. E bine și cu de astea. Dacă nu scrie mare. Dacă scrie mic așa, nu e nicio problemă. Deci oricum banii trebuie să fie cheltuiți. Deci câștigăm bani pentru a-i cheltui într-o formă sau alta. Salvezi o unitate de producție, cum facem noi acum. Am salvat o clinică, am investit într-o clinică care era falimentară. Deci subvenționăm acolo lună de lună, lună de lună, să ajungem să tratăm oamenii, să aibă un loc în care să fie tratați bine. Da? Nu ne uităm. Azi am făcut iarăși o super plată, toate salariile, toate nu știu ce. Nu mă uit, știu că o să meargă, pentru că intenția e bună, pentru că acolo am adus niște oameni care într-adevăr au dragoste de pacienți. Asta e o clinică în care ai investit tu? Da, nu, pe care am salvat-o de la faliment. Aia nu se numește investiție, e ceva pro bono se cheamă. Nu știm dacă o să meargă, dar am salvat o echipă și o instituție care era destinată pieirii, adică se închidea. Ori o salva cineva, ori dispărea. Pagubă totală. Așa am salvat fabrici de încălțăminte și avem astăzi noi plus 500 de oameni, dar într-o criză de personal încă există fabrici care falimentează. E incredibil cum se întâmplă asta, da? Și totuși există. Deci lucrurile bune pe care le faci se răsfrâng asupra ta. Eu cred în asta foarte mult. Și nu numai eu, și echipa mea crede în asta. Și să știi, se simte. Pentru că gândește-te, nu doar un om crede, 550 de oameni cred. Știi cum se duce vibrația, cât de puternică e? Și am învățat foarte multe lucruri de la echipa mea și emisiunea Șef sub acoperire, în care n-am crezut și la care n-am vrut să mă duc și a durat luni de zile până când a fost tare. Am acceptat. Tare de tot. Fiul mi-a zis, mama, e foarte tare emisiunea, trebuie să mergi. Eu am crezut că nu există niciun caz în fabrica mea sau în fabricile noastre de care eu să nu știu. Am zis, păi, nu au ce să găsească, exclus. Deci se ducă degeaba, nu o să se filmeze. Mamă, și când am văzut, deci eu plângeam cu oamenii cot la cot, adică m-au impresionat atât de tare și mi-am dat seama ce oameni buni avem, că îi ador, adică știu că tot ceea ce facem e pentru ei și tot ceea ce fac ei e pentru noi. Adică știu că asta are două sensuri, că asta e comunicare dintre noi. Tare. Dar trebuie să terminăm podcastul, nu de alta. Nu putem. 2 ore jumătate din viața unui antreprenor, calculând așa... Calculând fără să-ți vorbesc de proiectele noi pe care le am, că mai am 3 business-uri în curs. Știu, ai investit tot cu fostul tău soț, ați investit într-un proiect de fotovoltaice, am citit. Energie verde, fotovoltaice, da, producție de curent, da, dar și stocare. Asta 1, 2, am O-Style Magic Rope, bigudiul acela de ondulat părul, device-ul de ondulatorul fără căldură, așa. Da, care e super tare, un produs sustenabil, foarte tare, la care am creat și alte articole conexe, recurente, și în plus lucrez la un proiect superb de skincare. Super premium, da, mai avem timp să vorbim despre el, o să fie, e ceva super revoluționar. Bine, neapărat să mi-l trimis Cristina ca să le includ în rutina mea de beauty. Da. A, tu nu lucrezi cu influenceri. Ți-l trimit cadou, dar nu te plătesc. Pentru că tu ești cel mai tare influencer pentru Musette și mă întreb dacă ceilalți doi asociații ai tăi te plătesc suplimentar pentru că tu faci și treaba de influencer. Nu, nu mă plătesc, însă nu a crezut nimeni că eu pot să devin un influencer, pentru că, na, cine se gândea că eu nu sunt vreo tânără speranță, să spun, da? Că așa te aștepți, ca pe Instagram să fie numai tinere speranțe. Deci sunt o femeie care am 50 de ani și care sunt influencer prin modul meu natural de a fi. Nu fac nimic altceva, nu am nici măcar un om care să se ocupe de contul meu. Doar că am înțeles că asta este important pentru compania mea și nu există lucruri importante de care eu nu țin seama. Și tocmai pentru că ești super apreciată și ești unul dintre antreprenorii români, dați mereu exemplu și îmi place că vorbești numele lor, din partea partenerilor noștri, tot antreprenori români, din partea Cellini, am primit o scrisoare pentru tine. Ei sunt alchimiști ai frumosului, creatori de valoare și de exclusivitate. Asta e o scrisoare pentru tine, iartă-mă că am deschis-o. Poți să-ți faci oricând o programare la o sesiune privată. Și cadoul, stai că cadoul Rarissimo. Rarissimo, exact așa cum ești tu. Wow, și cadou superb. O bijuterie de la Cellini. Iar bijuteriile astea pe care le avem în spate din colecția Cellini sunt foarte tari, o să vă arăt acum. De exemplu, inelul se poate transforma în brățară, iar perechea de cercei se poate micșora. Nu, perechea de cercei se poate lărgi și devine brățară. Sau brățara se poate micșora și devine inel. Foarte tare. Așa. Deci cu Roberto vorbești în continuare, da, nu? Da, normal. Bine. Tu, pentru că nu bei vin, o să îl dai partenerului tău, fostului tău soț. Este un proiect foarte rar de la Academia Purcari. Vine de peste Prut, din Republica Moldova, de la Chateau Purcari. Sunt doar câteva sute de sticle care sunt ținute în acele vase de lut, tocmai ca să primească foarte, foarte puțină influență din afară. Super, mulțumesc mult. Deci plec de la voi cu mai multe cadouri decât am adus. N-am adus niciunul, adică să știți. Păi stai, că îți mai dau și eu, adică nu e... Doar ceai. Da, dar rămânem cu gențile, cu pantofii ăștia, colecția Brâncuși. Da, super, mulțumesc mult. Cristina, dacă ar fi să rămână o singură vorbă după astea 2 ore și jumătate pe care să le spui celor care ne ascultă, comunității Fain și Simplu, ce ai vrea să rămână în urma trecerii tale pe aici? Viața e magică. Asta mi se pare că e motoul perfect și dacă ne ținem de el, n-are cum să fie rău. Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Și vouă, Fain și Simplu.